La toți de față și viitori, sănătate, sunteți la o nouă ediție de Vreau să știu, podcast, așa cum spuneam, nimeni nu mai vorbește limba română. Suntem ajutați, ca întotdeauna, de prietenii noștri de la Unibet, iar așa cum se poate vedea, pe frumoasa măsuță, există bucate oferite de cei de la Atelierul de Tarte, prietenii noștri, pe care îi găsiți atât pe internet, adică pe site Atelierul de Tarte, cât și fizic pe acolo și vis-a-vis de Spitalul Filantropia, cum mai spunem noi, pe Bulevardul Central din București. Îl găsiți dacă vreți să cumpărați sediu fizic. Fiți atenți aici, prezentare. O cunoaștem de mică. A crescut cu noi, nu odată cu țara. A crescut, o știm de mică. A devenit acum, la modul cel mai sincer, lăsând boșcălia la o parte, una dintre cele mai cunoscute soprane de pe scenele europene. A făcut și sport și mai și face. A cântat și la pian și poate ne mai cântă și ne încântă în seara aceasta. Și a ajuns să concerteze alături de orchestre adevărate și de oameni de valoare din muzica internațională. Dragi prieteni, Irina Baianț! Dar nu merge, cum trebuie? Bună seara, să rămână! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cum se prezintă? Mai ușor așa, mai, nu? Dați-mi voie! Nu, ai prezentat perfect, ai pus accent exact unde se pune. În aplauzele dumneavoastră și mă întorc. Irina, dar de unde vine Baianț? Ce nume e ăsta? Armenesc. Că n-am știut. Da. Da? Da. Este un nume armenesc. Mă rog, avea o terminație în plus, dar la un moment dat tata a zis că ce să ne mai încurcăm cu terminații, o tăiem ca să stăm liniștiți, să nu ne mai... Baianțan sau cum era? Țian. Țian. Exact. Și am rămas Baianț. Dar ai pus accentul foarte bine, pentru că tatăl meu îmi spune Baianț. Și nu este Baianț, este Baianț. Dar nimeni reală. Să rămână și încă o dată mii de mulțumesc. Mulțumesc. De unde ai venit? Că ai fost pe scenă mai zilele trecute. Da, dintr-o dintr-o pauză bine meritată vocală, că am răcit puțin. Dar sunt bine, totul este în regulă. Am avut un concert foarte frumos la Palatul Bragadiru, primul concert pe anul ăsta de altfel, cu Orchestra Simfonică București și Andrei Tudor. Și a fost absolut o reușită. Chiar oamenii, cum să spun eu, a fost un concert atât de bun încât oamenii au fost foarte stresați. Am înțeles. Și atât ce-ți propun. Să jucăm niște joculețe. De fapt, nu un joculeț. Aici noi încercăm să rămânem pe tărâmul poveștilor. Uh-huh. Eu zic un cuvințel sau o sintagmă. Da? Și tu trebuie să faci o poveste din ea. Că e de o propoziție, că e de... Merge? Merge. Bun. 9 februarie 1990. Era iarnă, mama era într-un trabant și în 9 februarie 1990 se pare că a vrut să vină pe lume mai devreme o tânără viitoare domniță. Invitată pe care da. Tu ai fi avut să da. O ai de-ar fi la fost. Tine în podcast. Bun. Asta o tăiem, da? Mai ții minte când ai ajuns acasă, ce s-a întâmplat? Da, să știi că am... Culmea este că am amintiri exact de când eram extraordinar de mică. Mi-aduc aminte că primul cuvânt pe care l-am spus a fost ang și că toată lumea venea și îmi băga chestii roșii în gură, dar nu mi-aduc aminte ce erau. Erau niște chestii roșii îmi băga. De ce? Nu știu, erau suzete ceva, habar n-am, nu știu ce. Deci ți-aduci aminte de astea? Da, mi-aduc aminte flash-uri cu chestii roșii pe la oameni și muzică foarte multă, mamaia mea cânta. Prost, mi-am dat eu seama mai târziu, dar cânta. Da. Tăiem asta, nu rămâne asta. Deci da. Cânta. Da, cânta. Și tu? Și eu o ascultam, pentru că multă vreme nu am cântat, adică nu am cântat vocal, nu am ai scos niciun sunet. Ai genunchii franjurați, adică ai fost copilaș atomic? Ai căzut? Nu am fost atomic, am avut mereu o hiperactivitate cerebrală, ca să-i spun așa. Dormeam foarte puțin, eram extraordinar de... mama mea a fost... cercetător științific și a lucrat în Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Biologică din București și am crescut cumva în laborator în primii ani de viață cu mama, fiind foarte aproape și casa în care am locuit inițial de serviciul mamei. Practic am crescut printre experimente și tot felul de lucruri și să știi că unul dintre, adică chestia asta m-a făcut să-mi dezvolt o curiozitate foarte mare și atunci nu eram un copil atomic care să-și dorească să alerge, să se dea cu capul de pereți, să nu. Mereu m-au dus să am câte o activitate, cum să spun, care să mă ajute în viitor. Deci ai fost intelectuală de mică. Cam așa aș putea să spun, da. Ai avut păpușele de ridicai așa fustița și le... Nu îmi plăceau păpușelele, îmi plăceau... Am avut un căluț de lemn, am avut mașinuțe, am avut păhărele berzeliu și alte chestii, îmi luam fructe. Mojar, pistil. Da, exact! Îmi luam chestii și le băgam la microscop ca să văd cum arată, pentru că e vechea, celebra chestie. Treceam prin piața Crângaș.
Da. Cu mama în drum spre serviciu. Și îmi lua, bineînțeles, câte o plasă mare de cireșe, de, mă rog, fructe și de toate să mănânc peste zi cât stăteam cu dumneai la institut. Și bineînțeles că până la serviciu, deci 200 de metri de la metro până la poarta institutului, se termina punga, că n-avea răbdare, da. Irina mânca cu ambele mâini și cu picioarele, dacă se putea. Și mama spunea, nu, că au bacterii. Și eu nu înțelegeam cum să aibă bacterii dacă eu nu că le nu văd. Nu se văd, corect. Și mi-a luat fructele, le-a tăiat pe jumătate, a pus puțină substanță de contrast pe ele, cât să se evidențieze bacteriile, și mi le-a băgat la microscop. Și la 3 ani jumate, 4 ani, m-a pus pe un scaunel cu două cărți așa peste și m-a lăsat să mă uit la microscop. Deci, și din momentul ăla... Copilărie e un pic chinuită dacă ai văzut bacterii la 3 ani și jumătate. Nu, că a fost, era fascinant, mi se părea. Și din momentul ăla le spăl mai bine. Din momentul ăla le spăl mai bine, culmea, dar ai să râzi, mi-a dezvoltat așa în timp, cumva asta și fost una dintre marile mele lupte, plăcerea și gustul pentru zona medicală. Pentru că am vrut foarte mult timp să mă fac medic. Deci asta când te întreba, măi, Irina, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? În prima fază, musafir. Nu, în prima fază musafir. Cal. În prima fază cal, să ne înțelegi. Cal voiai da. Să fii? Da, cal. Și după aia musafir? După aceea musafir. Îți plăcea de să te duci, să mănânci, dar după aia îți plăcea acasă. Da, bineînțeles. Nu, asta vedeam că fac alții la noi și îmi doream și eu să fiu ca alții. Am înțeles. Să nu mai fie mama cea care se chină să spele mereu vasele și să strângă și să aranjeze și o să le șterg, evident. Pian. Da, pian. Păi așa scrie aici, pian. Pian, pian, pian. Pian, tăiat, da, l-am tăiat și eu la un moment dat pe pian. Da, l-ai tăiat după mulți ani. L-am tăiat după mulți ani. Am început la 3 ani și puțin pianul. Păi unde aveți mămică pian? N-aveam pian, asta a fost chestia, n-am avut pian. Făceam balet la Palatul Copiilor. N-aveam pian, dar făceam balet. Făceam la Palatul Copiilor? Da, la Palatul Copiilor. De acolo, de la parc, de la tineretului. Exact, făceam balet. Și cum eram eu așa un mini elefanțel într-un tutiu drăguț, că eram bine, mamă. Ceva, da, da, pericol. Da, da, foarte hai grațioasă. Care, da? Foarte de grațioasă. Care, așa, da. Și foarte... Da. Așa, la un moment dat am, după foarte, ți-am mai povestit asta vreodată, am un deja vu. Ia. După foarte mult timp, de foarte mult, o lună și ceva, în orice caz, mult de mers și repetat, aceeași melodie obsedantă pe o cântată de o pianistă la pianina care era în sala de balet, la un moment dat m-am dus și am ridicat clapeta pianului la finalul cursurilor, cât așteptam, cât toate fetițele strângeau lucrurile și își așteptau părinții să le ridice de la cursuri, de la balet, m-am dus și am început să, rămânându-mi melodia în cap, încercam să găsesc la pian reprezentarea sonoră a fiecărui sunet. Nu cred, erai urechistă, cum se zice acum. Da, exact, urechistă, asta este. Trebuie să fii urechist puțin. Deci era un mic lăutar în tine. Da, bineînțeles, un mic lăutar. De atunci? Da, serios? Da. Și te-ai dus și te-ai... Și-am găsit și profesoara, mă rog, pianista care ne acompania, s-a uitat așa la mine și mi-a zis, te rog, când vine tatăl tău să te ia, să vii cu el la mine. Mamă, ce am făcut? Mi-a căzut cerul în cap, zic, aoleo, iar o să-mi o iau. Eu mai luam. Știi că s-a crezut multă vreme, așa se spune la propria persoană, știi, eu am crezut foarte mult că pe mine mă cheamă, în primii 7-8 ani de viață, am crezut că mă cheamă Doamne Dumnezeule. Știi? Sau nu așa. Eu așa, da, sau nu așa, aoleo, asta ne mai trebuie. Știi, eu așa am crezut că mă cheamă. Doamne Dumnezeule. Da. Dar stai un picuț, că uite, am rămas așa. Până la Revoluție înțeleg că se făcea balet și asta și după Revoluție cu mult, da? Că dacă suntem 90 plus 3, da, da. S-a făcut la Palatul Pionierilor da, pentru da, tâi, da? Da, se făceau. Eliza Idu chiar o chema pe profesoara mea și n-am mai vorbit de atunci cu dumnea ei, dar dacă... Mi-ar plăcea foarte mult, mi-aduc aminte și acum numele. Eliza Tănăsescu a chemat-o pe prima mea profesoară de pian, de, care m-a pus pentru... Care, la care am ajuns ulterior și i-a spus tatei că ar trebui să fac, măcar pentru cultura mea generală, puțin pian, pentru că eu chiar am ureche muzicală și ar fi păcat să nu merg pe drumul acesta. Și Eliza Idu o chema pe profesoara de balet. Doamna Eliza, dacă ne vede. Dar de unde chestia asta cu muzica? Deci mămăița cânta... Nu am ai mai avut nimeni. În neam, nu? Nimeni? Nu, nimeni. Mamaia cânta că îi plăcea să cânte, era așa o prezență... Dar cânta din astea șlagăre în devenire sau ceva popular? Sau cum? Ai, uite, să spun ceva. Pe mine mă cheamă Irina. Pentru că mama aia a iubit-o atât de mult pe Irina Login, încât a spus că va trebui să mă cheme Irina, da? Ca pe Irina Login, da. Bun asta. Și șoc, n-o să-ți vină să crezi de unde vine prenumele
Sopranei Baianț, nu? Da, da, șoc, de exact, de la Irina Loghi. Și mama aia îi spunea mamei să dea Dumnezeu să iubească oamenii și să cânte la fel de frumos cum cântă Irina Loghi și cum o iubesc eu pe ea, că este un înger, da. Te-ai scos. Asta era. Pe cuvânt, dacă nu mi-a... Și a venit tata. Și a venit tata. Da, ce s-a întâmplat? L-am luat de mână, nu i-am spus nimic, că eu de obicei când gafam sau făceam vreo prostie, nici nu mai stăteam să-i explic, că n-avea sens să-mi explic eu ceva. Îl luam de mână, îl duceam frumos unde am făcut boacăna și așteptam să-mi o iau. Liniștită. Și a spus, domnul Baianț, fețea noastră este foarte talentată. Eu n-am mai auzit un copil care să apese, să găsească notele muzicale atât de bine ca ea. Adică e ceva... Foarte. Era un fel de Paul Stâng acum, cum s-a fac, cântai, da. Și după aia începe la acordeon. Da, 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 ai să râzi, cam așa. Era o chestie nemai întâlnită, pentru că poate mulți dintre copilași puteau să intoneze vocal, dar nu mulți aveau răbdarea și puteau să coreleze ce auzeau în minte cu ceea ce așteptau să audă ca răspuns de la clapa pianului și să potrivească. Te-ai dus departe, fără... mai pierdut, dar te ascult. Da, da. Da. Știi, fără ritm, fără da, nimic, da, da. Să găsească melodia. O chestie foarte interesantă. Și tata a zis, bine, hai să încerci pianul, mai stau cu ea două ore plecat undeva, da, mai umplem ziua. Trebuie, no, da. Și am făcut o perioadă, am început să cânt la pian, am fost fascinată de pian, absolut fascinată. Păi ajungeai la trei, spuneau o pernă. Urcam, da, aveam două cărți și o pernă pe care mă punea profesoara și, bine, nu era pian, era o orgă mai mare pe care am început să cânt la Palatul Copiilor. Și... Deci tot acolo. Da, tot la Palatul Copiilor am început. Și la un moment dat, bun, tata a zis, hai, o lăsăm o lună, două, trei, hai, că tot fie acolo, să plictisească la un moment dat. Și... Vai de capul meu, nu exista. Deci nu exista să mă plictisesc, eram fascinată, stăteam. Mama am xeroxat la institut toate partiturile, mă rog, metodele de pian, Hanon și ce învățam eu. Tu cântai după partituri deja? Da, deja învățam note, am învățat foarte rapid notele muzicale, foarte, foarte repede. Și erau ca un fel de, cum să spun, rebus pentru mine. Adică odată cu mine l-a învățat și tata. Nevinova săracu. Nevinova săracu, că asta este. Da. Și vreau să spun că el mi-a călăuzit pașii până foarte târziu, cam până prin clasa 9, 10, așa, tata a fost cu mine deși oră de oră. Deși dumnealui n-avea nicio tangență cu... Absolut. Dar săracu ce era să fac? Oră de oră era... stătea cu mine și lucra și deja ajunsese să deprindă foarte multe lucruri legate de muzică și de pian, chiar dacă nu cânta. Își finisase foarte bine auzul și cunoștințele. Și prietenii tale ce ziceau sau neamurile? Măi, mamă, că era păi, ceva... Principiu... Bine, acum după Revoluție era altceva. Dar, măi, mamă, n-am găsit decât pian? Da, nu prea am fost eu așa foarte bine văzută, sincer. Pentru că era un fel de... Eu în familie având medici, ingineri, nu știu... Oameni cu da. Meserii a mai concrete. Tu, cu ăsta, a venit și Irinuca cu... Cu George Enescu. Cu George Enescu, următorul. Da, George Enescu. George Enescu, care m-a... ce să spun? În care am locuit, aș putea să spun. Dinainte de clasa 1, am fost cam ultima generație care a prins preșcolarii muzicali. Și mergeai de 3 ori pe săptămână, câte 3 sau 4 ore pe zi și făceai solfegiu, auzi, dicta, teorie, scriai. Da, la 5 ani. La 5 ani. Pe mine la 5 ani și un pic m-au dat la școală, în clasa 1. Foarte interesant. Dar foarte, băi, era superb, adică nu poți să... Desenai cheia aia sol, așa... Exact, învățai să desenezi prima parte din cheia sol, cochilia, punctulețul, când începe, unde începe, cheia sol, cheia fa, mai târziu, pentru că noi pianiștii... Cum? Cheia fa, cheia sol, cheia fa, cheia do, cheia re, ha, ha. Să nu intrăm în amănunte care, da, care n-ar putea răni auzul, să-l rămânem la cheia sol. Da. Înainte de a învăța să scrii A, B, C, D și așa mai departe, tu cam făceai așa. Cu chilia de la cheia da. Sol? Da. Măi, mămică, dar ce ați avut voi? Ei, uite, și erați mai mulți? Erați adică eram o clasă întreagă? Întreagă, da, eram... Nu pianiști. Nu, toate instrumente, toate tipurile. Deci voi de erați instrumente. O mini-orchestră la 5 ani? Nu, da, vorbesc, bine, mai întreb... puțin suflător, uite, suflător nu aveam, dar aveam violoncel, vioară, pian... Și percuție.
Toți cu ureche muzicală, toți care simțeau că bănuiesc că nu veneai acolo. Nu toți, majoritatea aveau, bun, toți aveau ureche muzicală, asta clar, e clar, dar mulți au mers către altceva, adică n-au putut să țină ritm, n-a fost în ei până la urmă, de asta e și foarte bine să începi de mic un liceu de muzică, dacă vrei într-adevăr să te dedici unei astfel de profesii, unei profesii artistice, ca să vezi dacă face parte din tine stilul ăsta, pentru că ție poate să-ți placă foarte mult, dar să nu fie din tine genul ăsta de viață. Pentru că până la urmă trebuie să stai și să, exact ca în sport, să sacrifici foarte mult timp. Corect, performanța fără sacrificii. Exact. Și atunci trebuie să fii făcut. Bun, la sport poate să zicem, ești puțin mai ales ca băiat, ca tânăr și ca fată până la urmă, de ce nu? Ești poate puțin mai, sau uite, la balet dacă vrei, la fete, că să alegem da. Ceva mai feminin. Na. Ești făcut să faci mișcare, îți face plăcere să simți că faci ceva cu corpul tău și că ajungi să ai o anumită postură și să faci sau să ai efectiv niște performanțe de echipă, dar la instrument, la pian cel puțin, spre deosebire de cor sau, mă rog, vioară, violă, etc., e foarte greu pentru că tu ești singur. Tu tot timpul stai singur. Tu trebuie să așezi în fața unui pian și să reușești să crești gradual orele de rezistență psihică și fizică de asta la pian. De la o oră pe zi până la 9, cât am ajunsesem eu să stau, de exemplu. 9 ore. 9 ore? Da, 9 ore de studiu. 9 ore de studiu în care ajungeai să-ți sângereze buricele degetelor, să faci crampe la încheieturi, să te doară coloana, nu mai vorbesc. Știi că lumea o să zică, bă, pe ce ne, dar te miri așa? Te miri că 9 ore la pian? Da, 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 nu, sunt. Bun, evident, cu pauze. Da. 9 ore adică non-stop. Dădeai drumul la treabă ziua și când te uitai afară era întuneric. Da, da. Intram la, mi-aduc și acum aminte, intram în sala de pian la profesoara mea, unde trebuiam permanent să am, deci telefonul luam și îl închideam în dulap cu lacăt, ca să ne înțelegem. Trebuia să avem o sticlă de apă și un sandwich la noi și profa spunea așa, te rog să înveți concertul, nu știu, partea întâi din Ravel până... Îl știu pe ăsta. Maurice Ravel, Bolero. Exact. Am auzit de el. Da. Dacă îmi dai o notă de sus, să ți-l și cânt. De Bolero-ul de da, Ravel? Da, ia zi-mi-l, doar. Vrei să-ți dau ritmul mai degrabă? Da, da. Ta 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 ta. Na, na, gata, ăsta, îl știu cu ăsta, l-am auzit. Da, și nu ne-am vorbit. Bine, cât ca un măgar gravid, dar... Nu, 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 stai puțin. Bun. E și asta învățați voi, deci noi învățam alea. Fă-mă jiu ăla ca lumea, că acum te lipesc de caietul ăsta. Da, învățam și, voi, și asta, adică făceam știu, și... Știu, dar voi învățați, ia apucă-te fata mea și învățați... Da, și învață cochilia de la cheia sol, bucla, bemolul, diezul, armurile. Dar erau foarte frumos povestite, n-aveau cum. Deci dacă mă apuc acum să-ți povestesc cum îmi spunea profesora mea de teorie despre muzică și despre chei. Muzica este un castel superb pe care voi trebuie să-l descoperiți și fiecare cheie deschide câte o ușă secretă, câte a unei camere superbe din acest castel. Vezi, haideți să contează, învățăm, bineînțeles, bineînțeles, profesorii, și mereu am spus-o, profesorii sunt îngerii tăi păzitori, pur și simplu. Ce frumos! Bun, și am ajuns în clasa cu numărul 1 pe tricou. Exact, în clasa 1. Bun, și ce s-a întâmplat acolo? Adică am continuat cu pianul. Am continuat cu pianul. Și am în clasa cu numărul 2 pe tricou, și 3 și 4 și 5. Și să știi că, uite, pentru cei care au copii sau au făcut muzică de mici la nivelul ăsta, pot să înțeleagă ce înseamnă. Să știi că competiția exista încă de atunci foarte puternic. Noi aveam concursuri zonale, olimpiade, concursuri în țară, Marția Negrea, Paul Constantinescu, Orfeus de la Târgu Jiu, Sabin Drăgușa și mai departe, o grămadă de concursuri la care te duceai încă din clasa 1-a, 2-a, 3-a. Păi cât habar aveai atunci? Nu contează, ideea era să fii pe scenă, să poți să duci, să ai un deadline de învățarea unei partituri, să poți să lucrezi, să te debarasezi de note și de tot ce înseamnă tehnică ca să începi să lucrezi cu partea stilistică și creativă din tine. Și era foarte important, de mici se debarasau și se vedea potențialul copiilor și se lucra cu ei și îți cam de dădeai cum se spune, seama. Iartă-mă, te pierdeai pe drum dacă nu erai... Dacă nu, da, exact, trebuia să fii un om de competiție. Nu ți-a fost greu? Nu, da, sincer. Măi, adică nu că greu, mi s-a rupt carnea de pe mine de greu ce mi-a fost în foarte multe momente, dar chestia asta a făcut parte din mine, adică eu dar mi-am dorit-o. Înțelegeai de ce trebuie să faci treaba asta? Bineînțeles că înțelegeam că este
fără chestia asta nu pot ajunge la performanță. Și nu pot să ajung să înțeleg niște lucruri și să le fac și să trec prin ele. Adică sunt experiențe pe care muzica fiind un limbaj non-verbal, nu ai cum să o însuflețești și cum să transmiți prin ea, dar mai ales cea, mă rog, nu cea pe care o fac eu acum, că sunt cântăreață vocală, ci în momentul în care ești instrumentist. Trebuie să găsești în tine niște emoții și niște chei care să surprindă și care să redea ceva foarte puternic din punct de vedere emoțional. Și atunci nu poți să faci asta decât în momentul în care tu arzi și treci prin lucrurile astea. Știu, dar la 7 ani, la 8 ani, adică da, de ce nu mă joc și n-aveai întrebări din astea, din ce îți mai aduce aminte? Adică de, ba de da, ce nu mă ba joc da, ba da, doream să stau 9 joc. Ore? Îmi doream să mă joc, doar că realizam că n-am foarte mult timp și a fost alegerea mea. Eu mi-am dorit, părinții niciodată nu m-au obligat. Absolut niciodată și sincer nici nu recomand să, pe vreun părinte să-și oblige copilul. Adică, bun, una este să îi mai spui, să-l dojenești, să-i mai spui mama studiază, tata studiază, vezi că nu știu ce, e una. Dar să nu-l obligi, pentru că dacă e să fie din el, va fi. Adică nu, cum să spun, mi se părea că sunt atât, că învăț un limbaj atât de frumos și că învăț o altă limbă maternă, o altă limbă străină în care să mă exprim și mi se părea atât de fascinant să reușesc să fac toate lucrurile astea, plus că având parte de profesori foarte buni, cum sunt și acum la Liceul George Enescu, mă rog, mai nou, Colegiul Național de Muzică George Enescu, cum să spun, profesorii te făceau să-ți dorești să ai anumite performanțe și îți explicau încă de mic lucruri pe care de atâtea ori le-ai auzit, chiar dacă atunci nu le înțelegeai, mai târziu le înțelegeai. Să-ți dau un exemplu. Profesora mea de pian, prima mea profesoară, îmi spunea așa: știi creierul nostru că e format din două emisfere? Mă rog, te uitai ca mutan lemn, iartă-mă. Că ăsta e adevărul. Două să fie. Da. Ok, lasă că eu prin clasa nouă aveam senzația că avem 6 corzi vocali. O să-ți povestesc și despre, asta. Așa. Bun, deci două. În momentul în care reușești să înveți pe din afară o partitură și să o și interpretezi frumos cu nuanțele pe care eu ți le cer, piano, forte, crescendo, decrescendo, și să te joci cu lucrurile, în momentul ăla îți dezvolți ambele emisfere. Știi ce înseamnă dacă îți dezvolți ambele emisfere? Eu în continuare. Ai luat mere? Exact. Așa. Înseamnă că o să fii foarte, foarte deșteaptă. Aici, hop, pac, ține-o, asta a fost. Joacă-o pe asta. Pentru că în momentul în care vei reuși să faci cu o mână un lucru, cu o altă mână altceva, și în același timp ochii tăi să citească înainte ca mâna să fie atins clapa ce urmează să faci și să dai toate aceste comenzi din creier și peste toate să mai și interpretezi, să iasă o muzică frumoasă, atunci ești semi-robot. Atât mi-a trebuit. Atât mi-a trebuit. Bun, am mers cu pianul până am ajuns la canto, următorul cuvințel, nu? Care s-a întâmplat? Care s-a întâmplat foarte târziu, spre finalul clasei a 11-a, ba chiar în ultimele 2 luni de clasa a 11-a, mai exact, înainte de a se încheia. Târziu. Foarte târziu, extraordinar de târziu. Iartă-mă, paranteză, scuze. Da. Până atunci nu cântasești? Nu cântasem niciodată vocal. Bun, nu. Prosteam eu așa să mai încerc să mai cânt, plus că noi pianiștii eram obligați și percuționiștii eram obligați să facem cor, cum toate celelalte instrumente făceau de încă de mici orchestră, ca ansamblu muzical. Bun. Noi pianiștii, cum n-aveam, că era un singur pian în orchestră, adică, mă rog, bătălia era să ajungi pianul solist care să cânte cu orchestra, da. Bun, ajungeam, făceam cor. Și la cor trebuia să cânt. Închipuiesc că noi fiind 20, 30, 50 de soprane, câte Dumnezeu eram, că eram dintre a 5-a până între a 12-a, toți la oaltă. Cântam la cor cum cântam noi la școală. Colegul. Da, cum nu, zi de mine, cum cântam eu, am fost adică Buhai. Nu cânta, nu, în sensul da, în care... Da. Nu se cânta, nu se făcea seama nimic. Dacă... Da, nu, ai sau nu îmi dădeam seama că am ureche muzicală, dar niciodată voce, plus că nu suportam cântăreții, să ne înțelegem. Nu că acum i-aș suporta, glumesc. Și asta să tai. Bun, da, știi niște cântăreți pe care nu-i suporți? Da, știu mai mulți cântăreți pe care nu-i suport, dar nu că nu-i suport, eu contează, important e să se suporte ei pe ei. Am înțeles. Dăm volumul din nou la maximum și a venit clasa 11-a ultimile 2 luni, era aia 12-a de acum, da, a 12-a. Da, practic a 12-a. Era nasol, pentru că unul, eu nu mai vreau să mai fac muzică, vreau să stau la medicină,
pe care eu mă pregăteam deja de ceva timp, pentru că îi spuneam mamei, nu lasă muzică, muzică, dar eu o să fac conservator, dar o să fac și medicină, am să punem problema. Murind de foame, mamă, cu cântatul ăsta la pian. Nu era vorba neapărat de murit de foame, dar mi-am dat seama la un moment dat că, din păcate, e foarte greu în România să fac ce-mi doream eu să fac. Era foarte, foarte greu. Și am zis, bun. Dar ce voi tu, mămică, să faci? Să devin un pianist concertist de talie mondială. Dar asta era o chestie destul de greuță. Ăla de... care vine cu ăla de pinguin, așa, nu? Da. Hopul de, da, și să am din ăla de pinguin. Asta îmi doream, bine. Ridicăm ăla, țac, poziție. Jerry, și Tom. Da, exact. Știi? Și vine ăla și... Ăla e Tchaikovsky numărul 1, zi. Ăsta nu, luna. Tchaikovsky numărul 1 știu unde este, acolo lângă la Floreasca. A, pe acolo, așa, exact. Acolo, da. Că i-au zis ăia, Rachmaninov, Rachmaninov, nu știu cum, și n-au putut să-i potrivi. Scrie puțin Beethoven. Și Tchaikovsky au scris greșit la un moment dat. Deci asta, iartă-mă un pic, deci cum și ne ducem după aia, hop? Da, nu știi că îi pleca așa degețelul să-l... Da, și venea Jerry și trântea aia peste degete. Clapa, poc, tot timpul, da. Mi-aduc aminte. Deci uite că noi de mici învățam asta, dar nu ne dădeam seama. Da. Am ajuns între 11-a și... Am spus trei sferturi, așa. Da, și 55 de minute. Exact, exact. Și am zis la un moment dat, gata, aici se încheie pentru mine absolut orice, nu mai vreau pian, nu mai vreau să mă aud de muzică. După mii de ani de pian. După mii de ani dinainte de existența de era dinozaurilor, da. După mii de ani de pian. A existat un moment în care psihica a căzut, nu a mai făcut față unui stil de... Era deși... vorba de un băiat, mămică? Nu, era vorba de o profesoară. A, care pe cât de minunat pot fi, cum am spus mai înainte, pe atât de greu poate să te impacteze. A fost o profesoară pe care am iubit-o și o iubesc în continuare, pentru că dacă n-ar fi fost ea, iată, să mă treacă prin acea traumă, eu nu aș fi fost cine sunt astăzi, deci a fost de bun augur cumva, tot răul spre bine, dar a fost foarte greu, pentru că avea o tehnică foarte diferită, ciudată, bă, mă rog, cu alte cuvinte, un bullying din ăsta psihologic constant, doar pentru că ea voia ca lucrurile să meargă cum își dorește, iar eu, pe cât de docilă și de obedientă sunt, pe atât de răzvrătită sunt și nu te înțelegi cu mine dacă mi se pune... Profesoară de pian. Da, profesoară de pian. Și am zis că mă mut, renunț la pian. Cum nu aveam la ce să mă mut, pentru că nu ai timp să înveți, să te apuci de altceva. Ce altceva poți să faci? Ai două variante. Să faci percuție, unde m-am și mutat inițial o lună de zile, la percuție. Percuția e băiatul ăla cu triunghiul ăla care face câteodată și șade așa, după aia nu mai muncește nimic, aha, o oră, aha, jumate. Exact, asta, sau cu timpanii, sau, mă rog, are foarte multe, plus instrumentele, cum să... dar și pianul este un instrument de percuție, să știi. Cu coarde lovite. Da, da, el în Kloiber Fach, în dicționarul internațional de, cum zi, e un cuvânt care îmi scapă. Biblia voastră, cum ar da, veni, da, 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 exact, în care aranjezi toate instrumentele pe categorii și le categorisești și vocile și instrumente și mai departe, pianul este... Tetravanghelul vostru sau cum vă fi. Este considerat instrument de percuție, pianul, pentru că tu lovești mecanic pe o clapă care lovește, care are un ciocănel și lovește o coardă. Ping! Unde e Jerry? Unde e Jerry, exact. Bun. Care mai rupe din când în când ciocănelele mai pune la cântă din mustața lui. A, uite exact. Că ușor, ușor le punem doar. Că sunt instrumente cu coarde lovite, ciupite, da. Și sau, atinse sau nu știu, sau, vioara. Da, exact, da. Ți-am mai spus că tot se apucă de cântat la pian, pentru că pe vioara nu se poate pune bere. E, iată, vezi? Bun, da. am găsit și de ce te-ai apucat. Și ai decis să treci la așa, și ai vrut să faci percuție. Și deci ai să făcut fac percuție, am încercat o lună și un pic la percuție. Am crezut că, nu la că am trianglu. Crezut, mi-am blestemat zilele că nu exista. Nu puteam, nu, după mii de pagini și de ore petrecute și îmi suna numai, mai ales că pentru a 12-a, pentru admiterea la facultate, ce mai trebuia departe, să dai? Poai, deci aveam un repertoriu incredibil de lung, concerte întregi, studii, sonate dificile, partea tehnică super grea, game, nu știu câte perechi de game pe care trebuia să le învățăm, să le facem în toate, vai, foarte grea. Văd după chipul tău dacă foarte era... grea, da, uite-te la fața da, mea da, și da, da. Îți trezește, aminte, iartă-mă pentru această da, treabă. Da, nu, da, nu, e foarte frumos, că da, e mult, e... Da. Să ne liniștim. Așa. Hai, tată, cu canto că... Și am zis, n-am altă variantă, am vrut să plec total din liceu. Eu la vremea respectivă făceam și tenis. Bun, eu într-a noua cumva ei mei au vrut să mă mute, m-au lăsat pe mine să aleg, a fost cea mai stresantă chestie din viața mea, pentru că gen, voi ce faceți? Că sunteți părinți, voi trebuie să dați cu pumnul în masă și să mă obligați, da, să fac ceva. Ta, da, băi, ia! Ce, de ce nu mă obligați? Țipați! Era invers! Ai mei au spus, nu, este decizia ta.
la momentul respectiv singurul liceu care avea profil de tenis era Rossetti. Și am zis, gata, acolo mă duc. Ori mă duc acolo, ori continui cu George Enescu la treaptă, într-a 9, adică într-a 8, în fine. Și au zis, ce-ți place ție mai mult, aia faci. Zic, aoleu. Da, băi, voi trebuie să decideți, mă, nenicule, că sunteți mai la... bătrân, mai aveți părinții, experiență, da. Fiți părinți, da. Faceți ceva ca părinți. Și au spus, nu, noi nu putem, niciodată nu te-am obligat să faci nimic, nu o să putem și nu ne dorim să facem asta acum. Este decizia ta, ta spun că nu o să poți să le faci pe ambele. Este adevărat? Am stat, m-am gândit, m-am dat de ceasul morții, ce fac, cum fac, Doamne, oh. Dar te iubea mingea de tenis, racheta și da. Asta te... Da? Da, mult, foarte mult. Păi și? Și am ales muzica. Atât de mult m-a iubit. Nu, n-am putut, făcea parte din mine. Eram muzică, respiram muzică, trăiam muzică, îmi curgea prin vene, nu puteam. Dar te-ai gândit dacă n-am pierdut o mare tenismenă? M-am gândit de multe ori, da, chiar m-am gândit de multe ori, dar în același timp... Păi sigur că știi că am mai mult bani, asta e garantat, dar... iată că tenismene mai sunt, dar sobrane mai greu. Bravo, bravo! Nu, cu toată modestia. Dar sunt convinsă că am o vorbă, fiecare om e pus la momentul respectiv în viața lui și pe drumul lui pentru care o menire și pentru că universul a hotărât că este pregătit acel suflet să vină și să facă niște lucruri. Dacă eu a fost să o iau pe un alt drum și am ales cu inima și m-am dus cu toată încrederea, indiferent că a fost sau nu o carte câștigătoare la momentul respectiv, dar asumat complet, am spus că asta este. Bun. Înseamnă că lucrurile s-au ales. Trebuie să alegi canto, că bate la ușă examenul, și nu bate mai, la ușă, gata, examenul. Ajunge. Ori, bun, canto, m-am dus la profesoara de canto la clasa căreia eu acompaniam la pian. Și am zis că n-are poate sens. Poate mă lipesc acolo, că o cunosc, da. Deși nu suportam, repet, cântăreții. Nu aveam niciun fel de chimie cu cântăreții. De ce? Și îți voi și explica. Fiind formată ca instrumentist, am învățat teorie muzicală de mică, am învățat să plec capul, am învățat să întorc celălalt obraz, am învățat să fiu certată, poate chiar dacă nu meritam. Am învățat să accept și să înghit și să tac, ca să mă călesc și ca să acumulez experiență. Am trecut prin bune și prin rele, în orice caz printr-o foarte puternică maturizare și călire, da? Deopotrivă spirituală, emoțională, cât și intelectuală. Și veneau cântăreții. Ca niște flori. Da. Așa. Ce faceți, mă, voi aici? Care nu cântaseră până atunci. Voi erați eventual asudat, din clasa a noua cântau, cam așa. Din clasa a noua se începea, mă, normal, studiul cântului clasic. Ei soliști, că doar asta știu să fie soliști. Da. Puneau mâna pe pian, așa? Mă. Și începeau să urle fals, prost. Nu studiau niciodată. Nu veneau cu partiturile legate, nu știau textul, cântau pe lângă tot ce se poate. Tu, practic, la ore, în loc să lucrezi cu ei ca să-și îmbunătățească performanțele și tehnica vocală, tu, practic, îi învățai solfegiu, pentru că ei nu erau în stare să facă asta acasă. Dar, în schimb... Cu solfegiu ăsta mai omorât, ce e ăla... Când te uiți pe note, așa. Și trebuie să intonezi vocal perfect distanțele dintre note fără niciun... Lasă, uită că am întrebat, da. Prijin de pian, da, rămânem, știi? Cum eram înainte. Deci a brăbat... M-ar fi a citit doar că a citit cântând. Corect, lăsați, ce scrie acolo. Lăsați. Nu, nu. Și alte lucruri de pe care, lucru pe care nu poți să-l faci, de ce vorbesc despre solfegiu, decât tot în momentul în care ai... În corpișorul ăsta al tău a intrat atâta ură față de soliști? S-a adunase atâta... Măi, s-a adunase pentru că... pe de-o parte, nu, serios, era o chestie foarte puternică, da. De, uite, îți dau un exemplu. Noi mergeam la olimpiade de muzică, exact cum sunt de mate, de română, de geografie, de istorie, tăcă. Erau olimpiadele de muzică. Și cum dădeai olimpiada la pian? Cântai? Cântai, efectiv, era ca un fel de concurs, doar că era un concurs mai mare. Să miri opriceană asta, dar zic, dar cum e olimpiada la... Nu, e foarte normal, că așa e, nu multă lume știe. Și mergeam la olimpiade. Când ajungeam, treceam de faza pe zona al, în fine, pe București, pe așa, ajungeam la faza pe țară și mai departe de țară se mergea. E, la faza pe țară era bătălia între licee, între, și respectiv între orașe, între capitală, clar. Și restul. Da? Da. Ca fotbal de altfel, despre ce vorbim, exact. Iată ce alăturare. Exact, da. Ca în sport, ca în fotbal, ca în orice. Băi, și veneau ăștia de la Enescu, care în general luau locul întâi sau, mă rog, în orice caz, podium, la aproape toate instrumentele. Mai puțin la canto.
Am înțeles. Și ne trăgeau în jos pe toți cântăreții. Deci era o ură, Nenicule, universală. Era infinită ura, nu mai... Puteam, exact. Nu că nu ar fi fost și unii dintre ei și talentați. Doamne ferește că mai târziu mi-au fost colegi, hai să râzi, la conservator. Așa, da. La canto. Dar asta era singura problemă și asta e cel mai mare off, să știți, dragi cântăreți, studenți, elevi și așa mai departe. Cea mai mare problemă a oamenilor, a pianiștilor și a profesorilor, este că felul în care îți tratezi meseria vorbește despre tine, felul în care studiezi, felul în care te respecti tu pe tine, venind cu o partitură lipită, cu un text învățat. Poate n-ai avut timp să-l perfecționezi, nu e nicio problemă, totul se învață, totul se repetă, totul se practică, dar nu poți să nu ai respect față de tine și față de oamenii care își dau din timpul lor să te învețe niște lucruri și tu să vii ca o floare de fiecare uitați dată. Uitați câtă ură s-a adunat. Puneți mâna și învățați-vă toate astea, că uitați unde se ajunge. Nu, dar hai să râzi, dar chestia, și de fapt de aici deja... Aici după aia ai trecut în barca lor. Da. Da, da, tu studiase și... Eu studiasem, venisem cu lecțiile învățate... Mi era foarte ușor să învăț toate partiturile pentru că mi le cântam singură la pian. Păi da, trebuia să te ajute și... Aici a început problema, de fapt, problema. Mă rog, pot să-i spun chiar problema. Profesora mea de canto mi-a spus așa, Irina, bref, după întâlnire, voci de operă nu se nasc pe toate drumurile. Dacă muncești și te ții de treabă, ai o șansă considerabilă să nu anul ăsta, adică între a 12, cum ar veni, da, cu următorul an, să intri la conservator. Păi și tu ce făceai un an? Exact, asta am zis și eu. Eu. Păi și eu, doamnă, un an ce fac? Eu un an, păi un an revoluție fac, da, cad asteroizii pe pământ. Doamnă, nu se cum poate cum să stau eu un an pe bar, adică eu să nu să fac nimic. Să frec țiparul, cum ar să zice românește. Nu există, păi nu, că nu o să-l freci, o să studiez. Mă cunoșteam. Deci ori acum, nu, ori acum, ori niciodată. Ori niciodată. Uite, iartă-mă, următorul e conservator, deci îl tăiem și pe ăsta, că ne pregătim ca să intrăm, da, acolo. Da, da, nu? Ne pregătim, am dat admiterea, în fine. Chin. În fine. Învățat, studiat, ascultat, imitat, rupt, gât, că eu studiam, având antrenamentul de a studia ore în șir la pian, eu uitam că vocea nu e de ore mai în șir. Mai obosește, mai o... No. Până la răgușală, până... Da, foarte, foarte mult am studiat. Dar... Și a intrat... Am în anul ăla. N-ai frecat țiparul un an? Deloc. N-am frecat țiparul. Un an. Am... Deci tu ai acumulat între a 12-a cât alții în... dintre a 9-a. Da. Dar asta în primul rând pentru că m-a ajutat pianul. De asta e foarte important un instrument muzical pentru oricine, orice vrea să facă. Și în al doilea rând pentru că chiar am fost foarte organizată și știu să învăț. Am învățat să învăț. Bun. Bun. Și ne aducem pe 4 noiembrie 2010. Scrie linioară debut. Da. Mai ții minte? Cum să... Mă, nu s-a de bătrână. Am pierdut un pariu cu colegele mele de an din facultate. Toată lumea cânta o arie pe care n-am suportat-o niciodată. Drept dovada a și devenit aria mea de debut, mă rog, respectiv rolul meu de debut. Păi cum, n-o suportai ăștia, da? Da, de toată lumea cânta în anul întâi de facultate, trebuia să-și aleagă o piesă de operetă. Și toată lumea cânta de la Maris, cum ești, mă, mă, uimești, că nu știi, oribil. Da, tăiem și splendidă, și... splendidă, nu, da, oribilă, foarte, doamne, e frumoasă, splendidă, că da, oribilă se... pentru mine că o auzeam atât de mult, deci o auzeai de oriunde, treceai cu 178-ul prin față pe la conservator pe acolo, pe, sau te plimbai prin Cismigiu sau te duceai înspre sala palatului, de oriunde auzeai aria asta fiind cântată, la orice curs, în orice loc, în orice baie, te duceai la toaletă asta și auzeai cânta. Asta. Dar asta unde e? Știi? Cum vine aia strada principală să face o jartea așa, da, micuță? Așa, pe, gata. Pe dreapta, se lasă, gata, așa strada pe dreapta. Dădeați într-o benzinărie mică? Da, era puțin mai în față o benzinărie, exact, gata, așa. După aia dreapta Cismigiu. Exact. Cu o casă veche pe stânga, uh-huh, frumoasă, mișto. Splendid. Cu porumbei. Acolo. Care, bun. Aha, aha, gata. Exact. Bun. Bun. Conservator. Așa. Deci, și asta se auzea. Și asta se auzea. De unde cântau... Exact de acolo. Bun. Toată lumea, toate studentele cântau numai aria asta, iar eu nu o mai suportam pentru că nu o mai suportam. Dincolo de faptul că auzeam cântatul... Liniștește-te, e ok. E ok totul, a trecut. A trecut, da. Bun. Da. Și bineînțeles, la pierderea pariului, am, colegele mi-au spus, ei bine, înveți aria asta și o cânti. Și asta ai dat la examen? Nu, asta, cu asta ai debutat? Și deci cu asta cum ar debutat. Veni... Dar să-ți explic cum. Bun. Se făcea...
prescriere, îmi vine să spun. Se făcea preselecție, așa. Da. Se făcea preselecție la Teatrul Național de Operetă pentru o nouă producție. Doar ce venise noul director al Teatrului de Operetă în funcție. Ăla de lângă Teatrul Național? Exact. Bun. Când era opereta lângă Teatrul Național. Da, când nu luase foc. Exact. Bun. Așa. Și se făcea acest proiect, Liliacul de Johann Strauss fiul. Pusderie. 50 de soprane la preselecție din toată România, de peste tot. Colegele mele, știind că eu nu suport această arie și că așa, au spus, nu, dar nu oriunde te duci, eu când în preselecție ca să... Ca să fie pariul... Ca să te faci și de cacao. Dar voi asta la cărți, asta când pierdeai la cărți, asta era... Păi erau tot da. Felul de chestii din astea muzicale, amuzante, în fine. Bun. Așa. Și... Sau să dai o gherlă, sau să, în fine, diverse lucruri. O să povestim și despre porcării din astea. Da, mișto de altfel, foarte tari. Da, și m-am dus, am învățat cele două arii, mă rog, pe una nu prea o știam mai mult, mă prefăceam, o jucam și întorceam pagine pianistei să închis o ajut, dar eu mă mai uitam peste note să mai înțeleg un pic din ea. Una peste alta, momentul în care am ajuns acolo, m-am trecut de mână cu pixul, ultima am intrat în preselecția asta, la 9 seara cred că am intrat. Eu am luat-o până atunci la mișto, nemai mergând în viața mea la un casting, la... Eu, pentru mine era o caterincă, da. General, așa o... Și când am intrat acolo și am văzut regizorii, directorii, dirijorii, pianiștii, toți stând acolo, am rămas așteptând așa... te pe tine. Sau... Și am zis, hei, asta e puțin Opa. Serios. Ia să mă adun. Ce facem acum? Și am cântat. Am cântat extraordinar de bine, pentru că mi-am dorit să impresionez. A fost un pariu pe care l-am câștigat cu mine, că pot să cânt bine și ceva care nu-mi place. Până la urmă e un lucru pe care trebuie să-l faci de multe ori. Să zâmbești când nu-ți place, să joci. Ca în viața de zi cu zi. Exact, și pe scenă te întâlnești cu chestia asta de foarte multe ori și atunci chiar trebuie să-ți o antrenezi. Și marele meu noroc, și aici este cea mai tare chestie, a fost următoarea. Departajarea se făcea prin citirea unei poezii. Pentru că opereta este un stil de spectacol muzical în care se și vorbește foarte mult. Este teatru combinat cu muzică. Și trebuie să ai niște veleități actoricești de recitare. Înțelegi? Doar să cânti ca un înger. Deci trebuia să o citești, dar citită normal. Citită normal, dar totuși cu puțină intonație și înțelegând despre ce este vorba. Și avea regizorul Răzvan Ioan Dincă un teanc de vreo 10 cărți. Uite, așa, o stivă de cărți. Și-a pus mâna, de cărți de poezie. Și-a pus mâna pe una dintre ele, a deschis la mișto, s-a uitat un 10 secunde, zice, uită-te peste asta un minut și recită-mi-o. Mamă! Deci asta să facă departajare. Da, ok, cântă foarte bine, da. Poate să și vorbească sau e tămâie la vorbit, că nu aveam. Noi, abia intrând în anul întâi, noi făceam art actorului, dicție, mișcare scenică, deci făceam cumva foarte erai multe... Erai străină de... Făceam foarte multe discipline rudite cu actoria. Cu actoria, cu ce se face la un EATC sau IATC, cum se numea pe vremuri. Da. Dar totuși cântatul era cel mai important, dar trebuia să... Bun. Și soarta, că asta a fost mâna destinului, bărbosul, mi-a pus în față una dintre poeziile mele preferate. Nu cred. Pe versurile căreia Felicia Donceanu a scris un lied superb, foarte rar cântat. O știai de dinainte, deci? Da. O știam dinainte. Deci momentul în care a deschis și mi-a dat Bâlcin Aldebaran de Arghezi, mi-a pus-o în față, eu m-am uitat. Hai, nu se poate. Am zis, nu, în prima fază m-a bufnit așa puțin râsul. După care mi-am dat seama, taci-mă din gură, taci. Taci. Trebuie, să o și citești, să nu te faci cu o știpă de rost, că zice și asta. Și eu, exact, și îmi mai aruncam ochii pe text. Dar tu-l știai? Da, eu îl știam și culmea este că aveam un flow în a-l spune și o dincolo de faptul că aș fi știut-o și recitată, că am învățat un lead, mă rog, asta înseamnă să înveți în primul rând textul și apoi muzica, bine. Dar de foarte multe ori când le înveți împreună, nu se mai face disocierea. Adică nu mai poți să o mai reciți fără să o cânti. Da.
E foarte greu. Te duci un pic mai departe de, exact, de recitat. Și în minte eu o cântam și o... Hai mărgele, ia mărgele, cer mea, mi-e plin de ele, giuva, ai recruși pe doabe, câte 34 boabe. Deci o știam. Foarte tare. Era... Și o spuneam într-o asemenea manieră încât toată lumea a rămas... Stăticule, dacă la prima vedere, exact, fata recita așa, dai seama, ai un loc și la un ATC. Exact. Să dăm un telefon. Bun. Și acolo. Și m-a întrebat atunci, Răzvan, iartă-mă, te rog, în ce an ești? Și mi-am dat seama că noi ăștia de anul întâi, teoretic, puteam să participăm, dar n-am fi avut voie niciodată să luăm. Că eram prea cruzi. Da. Și eu. 3! Și uite așa, 2 săptămâni mai târziu, am primit un telefon de la teatru, de la Secretariatul Teatrului Național de Operetă, Ion Dacian. Domnul Șarabaian a luat castingul pentru rolul principal în Liliacul, Adela. Săptămâna viitoare aveți întâlnire cu regizorul și toată echipa. În septembrie va fi, mă rog, septembrie era planificat inițial debutul, premiera, mutându-se apoi în noiembrie. 20 de ani și... Nu? 20 de ani și februarie, martie, aprilie, mai. Și 20 de ani și 3 luni aveam. Când ai luat așa. Când am luat și mai departe 20 de ani și jumătate. Jumătate. Da, când am... E târziu sau e bine? Nu, e foarte bine. E bine. Din punctul meu de vedere este foarte bine. Nu e deloc târziu. Cam pe acolo. Cam pe acolo. Bun. Hariclea Darcle. Da, Hariclea Darcle, maestra mea, Mariana Nicolescu, cea care îmi face festivalul Darcle și concursul, mă rog, face, odată face concursul, odată face festivalul cu masterclass. A fost un must pe care mi l-am pus așa în minte, dintre concursurile pe care mi l-am dorit foarte mult. Dincolo de faptul că Hariclea Darcle a fost prima noastră mare, enorm de mare soprană care a trecut... E Tosca? Exact. E Tosca. Este Tosca și nu numai Tosca, că dumnea ei a avut să fie plăcută foarte mult și de alții. Și de Meyerbeer, și de Verdi. Pepe, de asta am auzit. Așa. De la de dinainte nu. De mai mulți. Bun. Dumnea ei prima Tosca. Dumnea ei prima Tosca. Ila. Exact. Bun, acolo se și ține. Exact. Și ne-am suit în tren și ne-am dus acolo. Am fost de 2 ori la festival, adică la acest concurs. Nu l-am câștigat din prima. Prima dată am luat, mi se pare, locul 2 sau așa ceva și am zis, nu. Ne mai ajunge, dragă, nici 2, nu mai... dați-vă, mă, deoparte un pic. Nu, mi-am dorit foarte mult, dincolo de premiu, că până la urmă nu asta contează, la un dat în viață îți dai seama că nu asta contează, mi-am dorit foarte mult experiența și mi-am dorit să pot să petrec cât mai mult timp prin preajma doamnei Mariana Nicolescu, de la care am și învățat foarte multe lucruri și a fost unul dintre stâlpii care m-au ajutat mai departe să mă ridic în carieră și în viață și nu numai. Și în după suflet. Ce ai luat? Ai zis, gata, mă. După ce am luat, să știi că au început niște lucruri destul de interesante profesional, pentru că fiind cumva cam cel mai, nu cam, cel mai important concurs din România de operă, de cântat. Clar, da? De care am auzit și noi ăștia afuni. Începi să intri într-un circuit foarte... Să fii lumina reflectoarelor foarte atent. Lumea te ochește acolo, te ține minte? Da. Ea e fata... Uite, îți dau un exemplu. Eu după ce am câștigat Darcle, am fost invitată în Corea de Sud. Era să zic de nord. De nord, că muream de inimă și cădeam cu scaunul pe spate. Nu, că am fost și în nord, dar am fost invitată, dar nu m-am dus. În Corea de Sud, la opera din Seul, unde am mai departe am debutat cu la pupitru dirijorului. Dirijorul la pupitru... Invers, la pupitru dirijorului, fiind cel care mă dirijase în finală la Darcle. Un maestru Marco Balderi. Deci, tocmai pentru că văzuse, mă ținuse minte și a zis, stai să... Ai mâncat căței? De usturoi? Nu, acolo. Oamenii. Nu, n-am mâncat, dar să știi că au un cult pentru căței de usturoi. Da? Șarpe? Nu, nu prea sunt cu din asta, nu prea pot. Nu, psihic nu pot, mi-e foarte greu. Nu bași chinezăraie? Nu, îmi plac chinezăraie. Dar nu să mergem atât de... Dar nu, să ne liniștim, nu, că nu. Deci dacă e un concurs din ăsta, lumea începe. E logic într-un da, fel. Da, lumea începe și de nivelul ăsta și organizat de cine îl organizează. Da. Bun. Da, începe. Mihaela Runceanu. Oh. Mihaela Runceanu. E o noutate cumva. Bine, nu e o noutate, că am ascultat-o de când, dintotdeauna. A fost și este o voce care m-a impresionat prin emoție, în primul rând, dincolo de factura vocală și de
ce făcea ea. Avea ceva care pe mine cel puțin m-a pătruns foarte și pe mine greu să mă impresionez. Adică eu nu sunt ușor de... N-ai prins-o deloc, deci numai din povești și... Da, doar din povești și din poveștile lui Xenti, Xenti Runceanu, da. Alături de care am și cântat pentru prima dată... Care a fost în trupa... No Comment. Da, cu încă un băiat. Da, Răzvan. Da. Da. Și ce cântau ei mai zim. La noaptea să te fur, da, ți-o jur. Nimeni gat. Nu știe unde lumea gat. O să... Da. Ne cunune nouă, o să ne sădă trupurile. Asta da. Da. Bun, și ai cântat și... Și am cântat, mi-am dorit foarte mult, la un moment dat, într-un concert pe care l-am făcut, printre primele concerte pe care mi-au purtat numele și semnătura în totalitate, să abordez și zona asta de repertoriu românesc. Fără să-mi doresc să imit pe cineva sau fără să... Pur și simplu aducând un omagiu marilor noastre voci și aducându-le să vibreze și să trăiască din nou... Asta nu înțelege lumea. A vrut să o imite, mă, sau da, cântă... asta e o chestie. Mă, nu cântă ca ea, dar nu e despre asta. Nu e despre asta. N-are legătură n-are, cu cântă mă, nu urcă ca ea. Cum urca ea. Nu asta e. Eu cânt cum cânt eu și nu-mi doresc să imit. Păi nu e, mă, Freddie Mercury. Freddie e unul. N-a spus nimeni că omul la urcă pe scenă exact. Ca să zic, să se spună despre el nou Freddie. Nu! Vreau nici să fie cum. Cine este, nici n-are cum. Dar ce-mi doresc este ca prin stilul meu și prin faptul că eu sunt cântăreață de muzică clasică, iată, corect. Soprană, abordez și un astfel de repertoriu, mă îndrept și-mi doresc ca oamenii să nu uite marile noastre valori și bogățiile astea incredibile pe care Dumnezeu l-a lăsat, l-a presărat în România și l-a lăsat aici pentru noi și de care e păcat să uităm. Am furat-o, ca să folosim o expresie așa, zilele trecute cu Laura Stoica. Aveam niște materiale scrise despre ea și le-am luat și le-am scos că se împlineau de când... Da. Și n-am știut dacă să mă bucur, cu siguranță nu m-am bucurat prin prisma, dar au spus oamenii, ia uite Oprișene, e singurul care și-a adus aminte. Iată. Nu e... Clar, aici n-ai cum să te bucuri și nici, adică ar trebui să fie da. 10, 15 cumva îți pare care bine că făcut. Tu te-ai gândit, eu nefiind... dar rău că n-au făcut-o da, și alții, exact. Da, înțeleg. Bun, și acum avem Fantoma. Fantoma avem și Pozuță, sunt pozuțele alea, a doua pozuță, cred că este cu toți derbedeii. Mă rog, pe domnul din stânga nu-l cunosc ca să-l fac, dar pe partea dreaptă... Cunoști. Cunosc Marfa. Știi cu ce se mănâncă. Da. Senzațional ce-ați făcut. Da. Asta este în pandemie, nu? Adică fiecare da, în America lui, acasă sua, cum zicem, știi? Da, exact. Și ce v-a venit? Ne-a venit că ne era foarte dor să facem ceva împreună. Ne era foarte dor să cântăm, ne aduceam aminte. Mai vorbeam, îți dai seama. Ne auzeam la telefon, ne scriam, și noi am... deși nu facem atât de des, nu vorbim atât de des, cel puțin pe cât mi-aș dori eu. Cei doi domni din stânga și din dreapta mea sunt niște oameni foarte importanți sufletului meu și vieții mele, alături de care am pășit pentru prima dată în lumea musicalului și ei, de altfel. Și noi am fost o echipă de la început și ne-am dorit să rămânem o echipă și ne-am dorit ca lucrurile, pentru că fiecare în interacțiunea sa cu publicul se mai trezea din când în când cu întrebarea: Fantoma se mai reia? Și ne spuneam unii altora: băi, tu îți dai seama că sunt atâția ani de când nu se mai joacă? Și acum, în momentul ăsta, oamenii tot întreabă, tot în gest, tot își doresc Fantoma de la operă. Tu îți dai seama ce înseamnă? Și vorbim totuși de un titlu, adică poți să vrei, nu știu, un concert Delia, știu, habar dar n-am, e și dar grea, e Fantoma de la da, operă. E înțelegi? Grea sau greu, de așa, dar e și foarte cunoscută și plăcută. Este. Are, adică are pentru urechile unia care... rețetă perfectă care îți rămâne în minte și în inimă. Iar eu cu Adi și cu Florin, la un moment dat vorbind despre... Domnii Adi și așa, am zis, băi, nu se poate, pe mine încă mă întreabă, băi și pe mine, băi și dacă ne apucăm noi și facem, așa, să ne aducem aminte, un reminder de la Fantoma, de cum cântam noi, vreți să ne... Gata, băi, nu. Cum facem asta în pandemie? Ne registrăm fiecare, Florin, iată, a fost, el mai puțin Alin, care e la chitară acolo, în rest Florin este în toate ipostazele, el a tras efectiv layer peste track, toată orchestrația și s-a înregistrat primul el, că trebuia să avem o variantă. Bun, dar el după cum care s-a înregistrat? Eu... Că se oprește la un moment dat când intrai tu, nu? Sau cum? Da, tu tragi doar bucata ta sau cum? Noi știam foarte bine cum aveam împărțit pentru că îl cântasem de atâtea ori încât clar. Știam care este împărțeala. Bun. Și ne-l-am împărțit, ne-am înregistrat și a ieșit o absolută minunăție. Mamă, dar ce a ieșit? Da. Nu că minunăție.
Asta așa în lume, cum e în momentul ăsta? Se mai cântă? Este cel mai longeviv spectacol din West End, din Anglia. Da. Se cântă, se joacă și pe Broadway în continuare. Să știi că nu sunt foarte multe. Acum au mai luat licența și alte țări, dar la momentul la care România luase licența pentru drepturile, practic, adică pentru... tu nu poți cânta așa? N-ai voie, nu poți. Domnule, suntem... Poți să cânti la karaoke că ai tu negativ. Da, nu vorbim în cadru oficial. Nu merge? Nu, în cadru oficial n-ai voie să decât dacă iei drepturi, dacă faci o traducere exactă, cuvânt cu cuvânt. Deci cum se face traducet? E o lege universală ca... uite, asta e altă chestie de care foarte, toată lumea e extraordinar, super. Frate, dar de ce în română sună de... Da, nu puteai să o cânti. E în engleză cântată, despre ce vorbim. Nu. Da, sing for me. Nu, să ne înțelegem. Este o lege universală a operetei și a musicalului, nu a operei, atenție, în care ai obligativitatea ca în țara în care montezi spectacolul să-l cânți în limba originară țării respective. Adică dacă tu îl montezi în China, trebuie să-l cânți în chineză. Eu, de exemplu, am fost invitată să cânt Christine Daae, rolul din Fantoma de la Operă, în Norvegia. Și m-am Nu-mi zi! Vreo două săptămâni să învăț, că mă duceam de la 6 dimineața la institut să învăț norvegiană. Și ai învățat norvegiană? Din părți. S-a pus o tabletică ceva în față, nu? Încercam să învăț pronunția fonetică a cuvintelor ariile pe care le încercam să le cânt. Iartă-mă un pic, norvegiana se poate cânta? Am aflat și eu că da. Și nu ți-ai rupt nimic? Se pare că mi-am rupt ceva când am ajuns acolo. Timp, din timp mi-am rupt. Nu. Dar Norvegia. Foarte grea. Nu, extrem fără grea. Să jignim. Acum nu, nu, doar absolut, glumim. Nu. Dar, foarte grea. Adică olandeza, suedeza, astea să cânti... Foarte grea, extraordinar de grea. Bun, și ei cum verifică treaba asta că este traducerea făcută? Se face în felul următor. Deci ai script original în engleză, tu ai un traducător libretist. Atenție, nu orice fel de traducător... Da, autorizat. Da, autorizat de care notariat. Care e la un notar. Exact, un traducător libretist. Care să traducă, să potrivească metric pe cuvinte... În limba română, nu cuvânt cu cuvânt, că nu poți, dar să redea același sens al ideii, al frazei. Și apoi, încă o dată tradus în limba engleză, cuvânt cu cuvânt ce ai scris tu în română, ca ăia să poată să-și dea seama că dacă aici scrie, nu știu, I have to learn all night și tu spui, trebuie să învăț de rup, nu spui toată noaptea, tu spui de rup. Da, da. El să înțeleagă că sensul este același. În limba ta asta ar însemna. În limba ta. Doar că night nu e noapte. Departe, mă mic. Așa se face. Dus departe. Așa se face peste la absolut orice musical sau la operet. Și omul ăla trebuie să-ți o dea ca să și poți să o și cânti, că Corect. Degeaba ți-o traduce el. Corect. Ca poezie, dacă stai, doamne, că mie aici nu vine la respirație sau la, nu? Corect, exact, la respirație. Degeaba ai făcut greu, cu foarte mișto versurile astea. Da, sus dar de tot. Ia cântă-mă tu, unchiule. Nu poți să faci hârmâr, pâr, ceva, cuvinte cu percuție vocală, cu consonante atât de puternice, nu poți să le cânti pe lauri, siuri, în acut, că n-ai cum să faci. Da, ia cântă-mă tu, tu ai scris-o, mă, dar ia vină încoa. Deci n-ai cum. Deci chiar trebuie să știi. E un nene specializat, da. Bun. Vladimir Cosma. Aici discutăm. Avem și o pozuță, nu, cu domnul... Da. Bine, nu ai? Una, sunt multe, dar sunt noi multe. Am ales... Da, ai. Ce frumos. Deci ești exact ca la fotbal, acum lumea o să zică, băi, opriște-ne, oamenii ăștia suie pe cine știu, dai cu fotbalul. Te ia cineva sub aripă? Se poate, nu este un must. Deci poți să te descurci și... Poți să te descurci și singură, dar în principiu ca și în sport. E foarte bine să te ia cineva sub aripă, măcar pentru o perioadă de timp sau măcar... Eu am fost luată de mai multe persoane așa sub aripă de-a lungul timpului. Iată, doamna Mariana Nicolescu, da, este cine unul te-a luat dintre... și pe tine, da. Ce? În afară este de norocul de la Canto, de norocul să ne pice Tudor Arghezi. Da, 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 da. De da. Norocul așa mai vin domnul Cosma, doamna, da, sărăcuța de tine. Băi, am și muncit. Știi cum e? Da. Am stat și m-am gândit în momentele în care mă consider o, nu știu, nefericită a sorții, pentru că sunt multe momente grele, adică să nu crezi la tine. Bineînțeles. Urci pe toate scenele astea și mai ai ceva de... Extraordinar de multe comentezi? Momente. Da, 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 comentez. Păi ce ți-ar mai trebui? Cum? Ce mi-ar mai trebui? Oh. Foarte multe mi-ar trebui. În primul rând, important nu este pe câte scene urci, ci de câte ori urci pe ele.
Corect. Pentru că poți să urci odată și, și să nu mai urci. La revedere. Adică nu asta contează, ci de câte ori te întorci acolo. Important este cum reușești să nu uiți de unde ai plecat și cum reușești să-ți păstrezi. Nu vreau să fac acum, nu știu, abuz de chestii sentimentale, dar e foarte important să nu uiți de unde ai plecat, e foarte important să nu uiți că tu servești un lucru care oricând te poate părăsi, este cel mai fragil instrument și dacă nu ai grijă de el și dacă ai senzația vreo secundă că las că merge și așa, instantaneu te lasă. Ca un pian îl mai repar cu un ciocanel și cu exact, da. Două coarde, așa se zice, sau corzi? Corzi vocale. Coarde te duce la... Da. Altceva. Da. Era chiar o poezioară foarte drăguță pe care am învățat-o când eram mică, dar mi-aduc și acum aminte. Rupe o coardă la vioară, ea geme moare tremurând, o altă coardă ia locul și auzi vioara iar cântând. Mă rog, era legată de inimă mai departe, dar când cu o lovitură în coarda inimii lovești, ea geme mult o viață întreagă și nu mai poți să înlocuiești. Cam așa e și cu gâtul. Deci s-a plăcut cartea. Da. Eu mă gândeam cum sunt băieții ăștia nenorociți la gvarte de coarde, de exemplu. Aha. Nu așa se zice? Da, exact așa se zice. Că da, vezi, da. Ia uite un gvartet. Aha. Păi vezi că nu-i de corzi. Uite, gvartet. Lasă, hai să zicem de corzi. Iată un gvartet, mă, am la bloc un gvartet de coarde. Adică fetele chiar... Da, chiar stăteau bine pe arcuș. Uite, vezi cine... Dar, de exemplu, Amadeus ce este? Te rog frumos să descrii că nu este o formație vocal-instrumentală sau fetelele, cum le cheamă. Ce sunt fetele de la Amadeus? Este un gvartet de instrumentiste care cântă la... Nu avem atâta spațiu, că e cu, nu, la rebus este. Ai dreptate. De coarde. Să ne ierte. Bun. Puțin cunoscut în România. Da. Domnul Cosma, cinstit. Adică trebuie să-l googălim un pic. Am mai auzit, ne-a trecut așa. Da, pe la ureche, adică nu suntem paraleli. Da. Dar trebuie googălit când... Și asta e un lucru, bănuiesc, un picuț... Nasol. E un picuț trist, dar... Imens omul? O legendă. Tu avem un moment de față... Dumnealui e ăla cu... Exact. Da. Dumnealui a compus asta? Da. Din Framuri sub Polar? Din melodia de circ. De circ. Și nu numai, sunt foarte multe piese, adică are o... Dar a plecat de Multicel de aici. A plecat de pe la 20 de ani, ceva de genul. Acum având 86... Și cheie mai ține cheie cuvinte românești? Bineînțeles, sau tot timpul vorbim. Puica, te pup, dragă, ce faci? Puica zice? Da. Vai, ce gaia asta. Puica îmi spune de la început, mi-a spus. Deci Puica, nu m-a uitat cheie. Nu, deloc. Je suis un peu mal, o să fie totul bine, trebuie. Nu, n-a uitat, vorbește bine și este foarte drag să se întoarcă în România și de fiecare dată când are ocazia să... Uite, o chestie splendidă, nu că e vorba de mine, mereu în concertele lui invită români. Ce tare e asta! Deci, uite, Cezar Cazanoi, care este un... Sunt frații Cazanoi, da. Niște instrumentiști absolut extraordinari pe zona de flaut, de țambal, de nai, de... zeci de instrumente la care cântă Cezar. Dar un om cu absolvent de conservator, care a cântat în orchestrele operelor mari și prin țară și prin afară și prin... Bun. Cezar este invitat permanent, exact ca și mine, în concertele maestrului Cosma. Marius Preda. Marele nostru țimbalist. Da, știm asta. Da. Și știi de unde știm? O să râzi de la marile lăutărese, marile care spunea nu că ăla era... Niciodată. Țimbalist. A zis că Maria Tănase cânta cu țimbalistul Voicu. Exact. Lătărețu. Exact. Și așa mai departe. Toate cântau cu țimbalist. Era ăla cu vioara, ăla cu acordeonistul, da? Și țimbalistul. Exact. Și atunci spune hop. Și până n-am văzut poza cu omul acolo... Nu prea am știut, era clar că văzut că venit de la țimbal, da. Știi? Există un instrument aproximativ. Da, țimbalul. Exact. Ăștia care n-au de muncă, dau numai în... Bun, deci dumnealui a plecat supărat pe România sau s-a ivit ocazia atunci de mult? Nu, s-a supărat puțin între timp. Pe România? Da, s-a supărat. N-avem ce face? Avem ce face, pentru că dacă îl chem în România, el vine cu dragă inimă, cum am mai și fost, de altfel cum l-am întâlnit și eu într-una dintre venirile lui aici, în care i s-a îmbolnăvit soprana și hop, ce să vezi, cine a putut să vină în asta. Deci n-a plecat supărat într-o perioadă în care plecai de aici din țară
supărat sau supărată, da, pe România, supărat între dar timp. S-a supărat între timp. Da. Asta e urâtă rău. Adică preferai să spui precum Georgenescu, firața ei, da, și luați-vă tot și nu mai vreau să aud de România, ca Brâncuș. Nu mai vreau, nu. Dar să pleci... Și în continuare spune peste tot, eu sunt român, mă bucur că am invitat-o. O soprană, o soprană extraordinară din România, prietenii mei instrumentiști. Deci, da, din deci punctul ăsta de vedere este splendid. Păstra pe aici pe undeva o ranchiună, o ceva. Da, dar... și n-a făcut-o. Este supărat doar că da. Se poate face, s-ar putea face mult mai mult și mult. Nu se face. Adică este, Doamne, o legendă, ferește, știi și când este... o să ne aducem, da, aminte, da, da, nu? Bineînțeles, știi, că o să ne aducem, da, da. Bă, ce rău ne pare. Da, la să-l țină Dumnezeu sănătos, da. Și 8 ani sau cât aveți? Cât chiar aveți împreună? Ia, chiar că stai așa să mă gândesc. Din 2011. Deci nu 8. Ați plecat pe 18, sunt 11 ani. Hai de cap. N-am vrut, iartă-ne. Deci cum ar, știi cum ar limba aia de lemn? Deci de când sunteți o prezență constantă, da, în concertele dumnealui? Din 2011. Hai. Da. Să mergem puțin mai, să mergem mai departe. E urât acum să amintim, pentru că am văzut ce a făcut în ultimile zile, dar chestia rămâne. Putin. A, așa. Am cântat, am fost invitată de mai multe ori în Rusia să cânt, ca orice artist care cântă, nu, evident. N-ai nicio vină acum, nu? Dar, da. Dar ca idee. Da, am cântat, am fost invitată chiar de mai multe ori. Am cântat și la Palatul Kremlin, e o chestie de onoare foarte mare. Eu prima oară am câștigat un concurs de lead rusesc în cadrul unei festivități foarte mari, unui concurs foarte mare. Care adică se... cânta și în rusă? Bineînțeles, noi trebuie să cântăm cam în 7 limbi. Cam pe asta ne învățăm. Hai tu, îți pui mâinile la cap, tu care ești enciclopedia ambulantă. Păi stai puțin la enciclopedia ambulantă, dar să cânti lead în rusește, da, nu cred că e atât este, de... trebuie, ai opere, deci tu trebuie să știi cam toate limbile în care să știi. Să știi la nivel de citit și cât de cât de a-ți traduce, de a înțelege sensul la ceea ce lucrezi, ceea ce cânti, în toate limbile în care sunt scrise opere, adică franceză, engleză, italiană, spaniolă, astea germană, rusă, cehă. Și Dumnezeu cu mine, te mai duci pe la hindi, că mai cânta și pe acolo. Și aia, oamenii de acolo așteaptă ca tu să știi hindi? Da, păi... Să le exemplu, cânti, ok. Uite, am fost la Cairo invitată, la opera din Cairo, și am cântat, a trebuit să învăț. Da, bine, mi-am... Și cât îți ia? Mult. Ok, le înveți... Depinde. Eu am de... Le înveți un pic mecanic. Bineînțeles. Că nu stai că acum cum să... Altfel. N-ai cum altfel. Nu, că ne studii nimic. Și ai cântat în egipteană? Da, în aramaică veche, mai exact. Ei au... Stai. Da, tu te-ai dus explic... în limba lui Isus și ai cântat? Da, hai să-ți explic de ce. Pentru că ei celebrează... Cea mai mare, Maria Tănase a lor, dacă vrei, este Umm Kulthum, o cheamă. Este o foarte mare cântăreață de muzică etnică, tradițională cumva, dar care a... despre care nici eu nu știam până când nu am citit, care a cântat în America, în Franța, în peste tot, exact, în lume. Exact ca Maria Tănase, ca deci, să înțelegem. Exact ca Maria Tănase, ca Edith Piaf, ca Amalia Rodriguez, ca, adică bun, vorbim de o ceva imens, pentru care poporul egiptean are o stimă, nu... Cum avem noi de Maria Tănase, că ne gândim la Maria Tănase, mulți dintre oameni, din păcate, și spun, eu spun pentru că am pățit-o și am rămas de-a dreptul întristată. Bine că acum cântăm manele. Ca să înțelegi, mulți asociază, da, din păcate, chestia, ceea ce mi se nu pare... Nu știu, iartă-mă, dacă mai e adevărat în zilele noastre, adică acum, da, dar de când a debutat, nu a existat zi la radiodifuziunea română să nu se audă o piesă de Maria Tănase în toată istoria. Uite, nu știu, dar chiar am să mă interesez. Nu mai știu acum. Chiar pe am să mă interesez. Posturi, pe unul dintre posturi. Nu știu dacă Radio România posturi. Actualități, da, unul, da, da, cum da, da, mai da, fi da. Acum. Dar nu a existat zi de la debutul ei. Eu am mai povestit asta când s-a dus fără miță la Ambru. Știi? Da, da. Cu acordeonul și a cântat. Și a zis, am și eu un băiat, i-a zis cineva, fără miță la Ambru. Și am zis, bă... Asta iarnă, știi să cânti, mă? Și a zis, da, ia cântă, mă. Și a început să cânte. A cântat așa că s-a oprit repetiția. Au venit și inclusiv plasatoarele. S-a zis, domnule, cântă Maria Tănase cu un băiat. Au cântat. Am mai povestit asta cu riscul de a mă... Așa? Și a zis, bă, când se... Cum zice, mă, ție? Fără miță ești, da, n-ai, bă, băiatul. Zice, da, m-a tras un curent teribil. Ai buhaiul ăsta spart. Ăla avea acordeonul găurit și ea... Burduful. Și a auzit, l-a lăsat să cânte, nu l-a oprit. Au cântat. A zis că plasatoare rămăsese așa la repetiție.
repetiție ce era. Se vedeau prima dată în istorie. Da, înțeleg, da. Venise fărămiță cu așa. Cum fărămiță? Ia, ce știi mă să cânți? Asta iarna iar. Ia dă-mi drum. Au cântat. Na. Și a zis, bă, tu ai și avea un Hogner sau cum se cheamă, Hogner 48 cu de bas ceva. Și a zis, bă, e spart. Și a zis, da. Asta mai văzut-o la Michael Jackson. Ai văzut aia This Is It? La ultimul, când se pregătea pentru ultimul concert, era un scandal acolo în sală, Irina, nu s-auzea nimic la repetiție și a zis, stop, sorry, cum făcea el, sorry. Cred că ai luat un pic cam sus nota aia la pian, să te uiți pe ea. Deci era acolo în vacar, mai cântau, dansau, coborau unii 80 de inși pe scenă, țac, și el a auzit o notă luată de un băiat la pian care cânta acolo jos. Era aia cu viori, aia cu lumini, becuri. N-aveai cum să auzi niciodată în viața ta. Nu puteai să fii atent la aia. Și a zis, sorry, că le-și cerea scuze că întrerup. Cred că ai luat, cum vorbea el, dacă o notă, un picuț așa, am putea să o reluăm și să o lași exact așa, un pic mai jos. I-a zis, băi, nu se poate, mă, nenicule, așa ceva. Și după care au făcut poza de grup de final, cum să-i lua ei pe toți 80 și ia-ți băiatului cu camera. Auzi, dar pe tine cine te filmează? Păi tu nu ești membru al familiei? Dă-i camera unui băiat și el a zis, împăratule, eu sunt cameramanul, mă, n-am cum. Nu? Tu ești partea echipei mele. Dă-i al cuiva să filmeze, că să pricepe unul să facă așa. Știi că el filmând a zis, dar pe tine, ca aia cu poza. Ce bă, dar pe ăsta... Așa și cu Maria Tănase. Da. Maria Tănase, care a cântat și o operetă. Bun, și erai la... Da. Una dintre cele trei înmormântări difuzate de televiziunea națională. Național, da. Da? Pe vremea comuniștilor, 500.000 de oameni. Deci. Bun. Și rămăsese la doamna din Egipt. Doamna din Egipt. Deci ceva extraordinar. Da. De... Everest, cum zicem noi. Și s-a făcut un concert la Opera din Egipt și mi-au zis, pentru că este ziua ei de naștere, în ziua în care vei avea tu concertul și noi mereu ținem și facem. Mamă, zic, când am ales și eu ce dată de concert. Aoleo. Nu ai vrea să cânți ceva cu un ansamblu de al nostru. Un fel de populară a lor, nu? Sau cum ar veni. Da. Ceva specific. Ce? Păi îți dăm noi exact piesa, să o asculți. Zic, bine, hai să încerc și pe asta. Ce poate să iasă? Și uite, o să-ți trimit momentul filmat, unul cu mine cântând și o să-ți arăt și cum să ți-o arăt sau poți să o cauți oricând, da. Pe Um Kultum, se scrie cu K și cu TH. Și poți să ne zici acum măcar nu decât... Misrul Latifi, hotiri, oafi fami, oahe buhamen, kolerohi, watami. Ăsta, da, specific așa a lor, da. Da, da. Foarte tare, da, a fost să mai trage, să bem un pic așa ca să mai avem de unde să, nu? Ne rochi, honitoa. Și oamenii ei acolo? Oamenii în extaz. Pentru că evenimentul practic așa a început, cu un speech în care s-a amintit despre Um Kultum, s-au făcut niște proiecții cu ea cântând, au fost două piese, iar acum soprana Irina Maias din România. Hop, și aia tot, ia mă să vedem cum. Va cânta o piesă de la Um Kultum. Nicu era prieten cu ei, Ceaușescu când îl căuta era tot timpul în Egipt. Cu Hosni Mubarak, cu toți băieții și... Adevărat că e frumos. Bine, acum da. E mai... Da. Dar e frumos. Adică e... Deci ai cântat și în... Ce era aia? Ce era aia, da. Ei mi-au spus că fiind... era cumva un dialect egiptean, dar cu multe cuvinte, dar de fapt luat... Am înțeles. Un fel de iubit, dacă vrei, era, dar era o chestie cu conotație laică, religioasă. Pentru că era un fel de iubite voi, Doamne, care se cântă da, așa, da. Doar că era de sine stătător... Dar era cumva cântat în cadrul unei ceremonii. Mă, te-au aplaudat la sfârșit? Păi, sănătate! Și făteau pistolele. Ca la anunț, ia, știi, și mai cădea tu. Da, mai cădea cât. Foarte bun. Frumos. Domnul Alessandro Safina. Alessandro, da. Alessandro. Fa caldo. Să-l tăiem aici de la... Este un artist extraordinar, un prieten foarte drag. N-am mai vorbit cu el de ceva timp, de când, bun, și cu perioada pandemică și cu toată nebunia care a fost. Am primit într-o zi un telefon așa, pe nepusă masă. Dacă mi-aș dori să cânt cu Alessandro Safina. Eu știu cine este Alessandro Safina și gândindu-mă că din nou știi, este da. O glumă, exact da. Cum a fost și cu Cosma la un moment dat, o glumă. Ei bine, n-a fost o glumă. Am ieșit la o
datorie și m-am întâlnit cu Alessandro, am stat de vorbă despre concert, despre ce am avea să cântăm împreună, mă văzuse cu puțin timp înainte în finala de la Vocea României, când am cântat alături de Tiberiu Albu. 2014, exact. Când am cântat ce? Tot Fantoma de la Opera. Exact. Hai să nu ne batem joc, da? El era cu mască jumătate albă așa. Exact. Și tu îmbrăcat într-o rucă mai decoltată. Hai să nu, da? Să nu ne batem joc de amintiri. Cam așa, da. 2014, da. Și-a câștigat. Și-a câștigat, da. A dat și el ceva? A dat și ea și astăzi dă. Da. Cât un telefon. A da, mamă, și fost, el ceva. A fost. Nu, la nivel financiar, nu. A dat așa, ca bucurie, că care cunoștință. El mai timorat atunci pe tine, să vedea că e stăpână. Da, era amator. Era cumva în zona mea, n-aveam ce să-mi putea să nu fiu. Dacă mamă, și-a picat și pe subiect Fantoma. Da, exact, urma să avem chiar un... Alu Chiril ați fost? Da, Alu Chiril. Ține boșorogul minte. Bine, tu. Da. Ține moșu, bine moșu, de-a cu 2014 sunt top tanișor. Nu-mi dau seama dacă vorbești despre tine, nu știu ce să spun, mi se pare că nu. Vezi că ne-au pus calorifer aici, să ne mai încălzi. Ce să ne cald aici acum. O să ajunge toți babicași, să te dor șalele, te dor. Deci Neasa Fina, întrebarea aia tradițională. Te rog. Cu cine îi vrea să cânti? Ai voie unul singur, nu zi, voi opricenezi mulți. Uite, mâine nu calci furnica în fața liftului și furnica îți dă un picioruș și e furnica aia șmecheră. Și zice, măi, Irinoaico, ai tras lozul. Poți să-ți aduc pe cineva să cânt. Dar fii atent că e voie să mergem și cu dăștia de la Guns și de la, nu știu, Julio Iglesias. Da, 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 și înțeleg. Cu Goran Bregovici. Pe bune? Da. Uite, la asta nu mă așteptam la răspuns. A cântat Salam. Poți să-l întreb pe el. Mă, Florine, cum e? Cu Goran Bregovici, mi-ar plăcea foarte mult să cânt, da. Să faceți o băiețească, o lăutărească, o ceva, o chestie... Ar fi o nebunie, n-ai etnico. Putea cânta... Ba nu, ai putea să cânti și opera, ai putea să faci niște chestii senzaționale. Să știi că opera se pretează, adică, bun, în orice fel, dar până la urmă opera se pretează foarte bine multor stiluri de gen. Adică e multor stiluri ciudate la care nu te gândi, cum ar fi muzica electronică, hip-hop... Da, cam poți cu tot. Cam poți cu tot, adică dacă știi să o cânti și să-i pui în valoare exact segmentul ăla, cu subcarpați, care să te, să cu subcarpați, de exemplu, da, care să-ți scoale așa părul pe tine și să zici, mamă. Dar ce muzică asculti în mașină? Dăm de o parte asta. Adică de la tine la semafor se aude Verdi? Adică își fac oamenii cruce. Mai să știi că uneori se mai aude, se mai aude muzică clasică. E defect profesional, clar. Da, îmi place să mai ascult. În general, îmi place foarte mult fado. Întotdeauna mi-a plăcut muzica fado. Păi și mergi cu ea în mașină? Da, merg cu ea în mașină. Muzica fado... De n-aștea de să fie auzit și noi de ei? Mai pământeni, mămică. Mai să știi că nu ascult foarte... Ascult de toate, uite, da. Dai să mă uit pe YouTube să văd care sunt ultimele mele ascult. Dar zine unii de să fie... Românași? De toate ascult. N-ascultăm? Adică... Dar n-ai unii așa de corazon? De inimioară? Adică de Depeche Mode, de exemplu, cum sunt eu din 90? Da, Depeche. Uite, știi cine îmi place foarte mult? Ia fie, apropo de Depeche Mode. Da. Bine, sunt român, provincialii. Da. Deci îmi place Ionuț Ungureanu. Îmi place produsul provincialii la nebunie. Deci... Cu subcarpați eu nu știam. Nu știam. Și subcarpați îmi plac foarte mult. Și la un concert din ăla unde mergem să mâncăm, la un târg de Crăciun, unde mergem să mâncăm cârnăcior cu tare, s-auzea ceva. Care zgâghi la auzul, cum zicea domnul Marius Chicoz Rostogan. Da? Și am zis, cine sunt ăștia? Deci îți dai seama ce muzică fac ei? Dacă, stai că e, da. Mă ce uitam... ascultăm? Dă-ne, nu. De, fără nicio glumă. Deci am Depeche Mode la Boem Puccini, Cansao de Mar, Ai umor și Adagio la Rafa Mian. Leși, asta Adagio aia când spargi boxele. Da. Fata asta nu poate să cânte și jos? Ba poate, cum să nu? Care numai din astea de urcă și sparge... Dar e zona ei de frumoasă, e zona în care e ea fericită, în care se e canadianco, ceva. Belgianco... Cu mamă din Italia, ceva spaniolă cântă. Da, e o combinație foarte interesantă. Fata când începe să cânte, sparge. Dacă ai televizorul, nu ești atent. Să știi că nu e o voce foarte mare din punctul meu de vedere, dar e o voce atât de bine pusă și cu niște, cum să spun, în primul rând transmite foarte mult. Deci femeia aia, dincolo de voce, ea e stare. Ea este... Trebuia să vină mai acum cu COVID-ul ăsta, că s-a anulat mai... Da, a venit la fost, noi, a fost. A fost și... Bun, Lara Fabian de pe și la Boem o știu. O știi Lucas ăla, băiatul de la vocile de prin străinătate? Lucas, nu? Asta o ascultăm după. Da, chiar da. Da, mă ascult muzică franțuzească veche care îmi place foarte mult, din categoria Aznavour.
cu Billy Lichinezu. Așa. Mai Jodassin, ăștia nu. Ba da, cum să nu, Jacques Brel. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. N'oubliez jamais. Mor de inimă, săracu. Morte. Da. Aoleu, cum e asta, ne me quitte pas. Ei, ai văzut. Și câți n-au făcut-o. Deci, cât bun. N-au mai... Pă spaniolicește? Pă de ăștia suntem acum. Quieres hablar en español conmigo porque sé que lo sabes. Lo sabes. Ay, no me dice Irina, por favor. ¿Estás embarazada o qué? No, no, la verdad. Dios. Estoy bebiendo ginuto camuflado. Yo también Coca-Cola, pero es de puta madre. No, sí, sí, es. Da, Julica? Iglesias? Îmi place, nu? Foarte mult, cum să nu, bineînțeles. La fel, mi se pare, nu mi se pare o voce extraordinară, cât mi se pare o stare fantastică. Omul și reușește. La viața, da, lui. Și reușește, deci are ceva. Și fiusul. Dar ăștia acum, cu Maluma Baby, cu ăștia cu... Ascult, îmi plac, dansez, ies în cluburi, mi se pare ok, dar nu pot să spun că-i consum. Da, 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 da. La modul sunt eu singur acasă și zic că... Que me da. Va a entregar sus emociones, que me va a pedir que nunca lo abandone. Que me tapara esta noche si hace frío, que me va a jurar el corazón partido, llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Y si tú te vas, dime cariño mío, que me va a jurar el corazón. ¡Vamos, Madrid! ¡Vicente Calderón! Doamne, am luat un raz de la 4-6 de ani. Splendid! Da, Dania Julio de e... De ce face muzica? Dumnezeu e pentru mine Julio, adică am toate albumele, toate... Da, este, este fantastic. Bun, pe unde am rămas? La sala de sport. Eu am rămas surprins atunci când am auzit că tu te duci și faci exerciții specifice. Da, sunt niște exerciții, Doamne, care ajută în cântat foarte mult. Bine, în general... Sportul ajută în cântat, adică să nu ții, poți. Să-ți rezist, să stai în picioare atâtea ore, să... Și în sine să ai un tonus muscular corect, corect pentru ce faci. S-a făcut un studiu prin care s-a dovedit, britanic, cine putea, cine putea să-l facă decât britanici? Un studiu britanic, da. Care spune, niște cercetători au încercat să transforme în kilograme presiunea de aer care se pune pe corzi în mai multe stiluri de cântat. Dar câte corzi avem? Două, pentru că am zis șase la început. Șase corzi vocale avem. Șase ai crezut, două. Da? Două. Cum două? De unde s-au zgomotile astea? Trebuie să fie mai da, multe. Da, mi se părea că trebuie să fie multe perechi de corzi care să... Bun, și trebuie atunci să reziști. Da, trebuie să reziști. E deci, un antrenament cum ar veni, hai, nu specific pentru soprane, dar pe acolo, pe undeva. Este și specific pentru soprane. S-a gândit cineva la treaba asta? Bineînțeles. Uite, îți dau un exemplu. Profesora mea de canto, profa, să nu vă spărați că spun asta, da, dar trebuie să povestesc, e foarte drăguț. Să ne iertați. Profesora mea de canto, îmi dă gantere în mână de 5 kg sau, mă rog, mai mare, dar hai zicem de 5 când trebuie să... Și mă pune în anumite momente să cânt anumite pasaje care sunt dificil de susținut ca respirație, da? Și să fac exerciții, dar nu așa, să le ridic. Nu așa. Trebuie să stai lângă microfon, că nu putem, da, să arătăm, da, altfel, da. Să ridic, să le țin așa în față și să cânt cu ele așa, lăsând în jos sau în lateral. Știi cât este, adică e ca și când ai ține un pahar, e, zici că e ușor și poți să-l ții. Dar pe timp... Dar pe timp îndelungat, deci dacă îl ții 5 minute așa, începe să-ți cadă și mama mâinilor și... Dar astea folosesc toate la ceva, adică nu te pune, da, de așa doar să dea moro. Sau exercițiile în care stai întins și ai greutate pusă pe diafragmă și, da, tu trebuie să împingi, să ții contra sau, mă rog, tot felul de lucruri care să te facă să devii conștient de musculatura și de corpul tău. Și de respirație mai departe și de postură și de mușchii costodiafragmali și de tot la multe. La ce o-i fi întrebat? Eu m-am gândit că zici că tu așa alergi ca hârciogu pe banda aia. E cam cum faci jaloane, dalea, da, chestie, cam așa e și la noi, adică trebuie să ai e obligatoriu să ai un tonus bun. Nu poți să te pierzi, să te... Pe de altă parte, uite, de aici vine și mitul sopranelor, că voiam să discut chestia, toată lumea are impresia că o soprană este un dulap învelit în perdele care se plimbă. Dulap învelit. Perdele urcă de pașcani sau? Da, urcă cortul, coboară, covoare, perdele și alte lucruri de genul. Nu e adevărat. Adică este adevărat că în urma unor lucruri reale sau... Da, percepția a plecat de undeva. Exact.
Dar asta nu se mai aplică acum. În momentul de față, o soprană trebuie să arate impecabil, trebuie să priceapă să cânte, să danseze, să aibă o prezență extraordinară scenică, să aibă niște veleități actoricești notabile. Adică nu poți să mai apari oricum. Nu cum era mai doamna Monserrat sau cine apărea cu atistuță, stătea așa, nu te mișcai. Stăteai, închideai ochii și ascultai. Da. Acum nu mai închizi ochii și asculți. Acum vrei să te uiți, da. Vrei să o vezi, știi? Și cam asta se cere. Și e și păcat să, dacă poți, să nu tinzi către așa ceva. Dar noi cam ce avem în ultima perioadă? Deci Niculescu, după aia... Angela și... care a cântat cu Iris, Felicia Filip. Felicia Filip, da. Și tu. Nu. Dar cine mai e? Prea mult, mai sunt. Sunt foarte multe soprane. Ah, nu prea mai auzit. Nu, sunt. Dar vorbim nu... de... Eu am avut norocul de a fi cumva cunoscută. În primul rând pentru că am îndrăznit mult mai mult decât poate au făcut-o colegele mele. Păi ce a zis? Newton ce a zis? Că am ajuns acolo pentru că am stat pe umerii înaintașilor mei. Exact. Cam așa și eu. M-am chinuit și am îndrăznit, am frizat puțin nebunia. Eu nu am refuzat spectacole mai non-conformiste, să spunem. Da. Să cânt în orice fel de combinație scenică. Da. Orice stil, bine, orice stil în sensul în care păstrându-mi ceea clar, ce fac eu, să dar... nu ieși din matca ta. Da, nu, dar n-am o problemă să încerc lucruri. Nu mi-este frică să încerc pentru că nu fac nimic. Nu bat pe nimeni, am muncit, știu ce valoare am, știu cine sunt, n-am nevoie să mi se recunoască sau nici măcar să dovedesc manele nimic. Manele Băgaș? Băi, să știi că am cântat așa o dată de două ori. Eu... Știi că-s tot... Nu, asta este tot tâmpenie. Noi ascult, adică toată muzica... Nu consum la modul să merg pe stradă, da. Să ajung acasă, să-mi pun un pahar de gin, să mă apuc să dau drumul la manele. Adică nici așa nu fac. Ginul este viața ta? Băi, îmi place foarte mult, da. Ginul. E nupărul. Da, din e nupărul. E nupărul, da, da, da. Îmi place foarte mult. Deci cum că manelele e viața mea? Ginul e, nu, chiar gen. Ginul e viața mea, dar da. Să spunem că e cea mai... Care se apropie de... Da, da, da. Bun, deși manele. Da, și mai mult de atât. Să știi că eram, uite, eram în... nu știu dacă eram în liceu, cred. Și era melodia aia, buzele tale, nouă pe ta, știi? Da. Mamă, deci mi-a plăcut, eram, nu știu cine, Vas, Laura Vas. Laura Vas. I-au cântat. Dar tu poți să iei orice melodie să o faci pe soprana? Da, poți să faci absolut orice, adică ca și când... Că era Roș Varniote, era Roș Varniote fratele nostru, care ia microfonul, cântă melodia normal. Da. O cântă cu un microfon normal. Da. Nu știu, 3 sud-est. Da? După care ia microfonul și zice dă-mi un pic reverberația aia ca la da. Manele și începe să o cântă perfect aceeași melodie pe care gândeam așa, o cântă manea în nebunești, da, o manea super civilizată. Da, absolut. Hai de vină înapoi și el când hai de vină și după hai de vină înapoi. Da, 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 absolut. Bineînțeles, poți să transformi absolut orice, doar că nu sună atât de bine pe zona clar, operistică. Dar sau... poți să o duci cât vrei sunt tu. Anumite, sunt anumite piese care nu merg, da. Și vreau să spun că pe piesa aia dinainte, pe maneluța da. Aia, mă rog, care chiar era o linie melodică frumoasă până la urmă, nu, da. Că numim noi manea, în fine, că așa, orientală. Am învățat floricerele vocale. Care ce înseamnă? Alea. Care înseamnă fioriturile alea, știi chestiile alea, pe piesa aia. Din nou șoc. Faimoasa Irina Baian a învățat pe manele floricerele vocale. E mult spus, că am, adică... A fost primul moment în care am început să mă joc așa cu vocea ca să înțeleg. Până la urmă n-am poți făcut... Poți face orice cu vocea ta? Da. S-o duci, s-o aduci, în momentul o... de față pot da? Să fac orice. Cum ai grijă de ea? Adică cum are grijă o soprană de... Mănânci ouă din alea nebătute. Astea ne... sunt... Ține și nouă un trick ceva. Asta, un tip sau cum se cheamă asta? Un truc, un trick, un... Da, tips and tricks. Nu da. Prea. N-ai? Nu sunt aia... Se fac niște lucruri, dar se fac în general. Nu bem rece, lăsăm astea. Nu, astea nu, eu beau rece, mănânc picant. N-am niciun fel de nicio chestie de... Ești de-a noastră. Vai de mine, deci ești sunt... Shaorma? Da. Cu, fără cartofi, că nu-mi plac foarte mult cartofi în general mie, acum dar cu foarte mult picant. Acum cu... Ba, dă-mi picant. Da? Ba. Cu lipsa de ulei ai văzut că a apărut la McDonald's, nu mai sunt cartofi prăjiți, sunt că-ți dă piure. Că nu mai au ulei. Lasă mate cu lapte și cu... Ai văzut, da. Și cu marea șmecherie acum e să mănânci cireșe în ulei. Și să stai într-o mașină cu motorul pornit. Asta e. Și cireșe în ulei. Nu, la, românul nu-mi niciodată nu. Nu-mi bun, spune. Mai trăim de aici. Gheorghe Zamfir. Oh, maestru Zamfir. La fel,
anul 2 de facultate, cred că eram când am cântat prima oară, când l-am cunoscut și am cântat prima dată cu dumnealui. Everest și dumnealui? Everest și dumnealui, desigur. Și am cântat de multe ori împreună. Băi, deci trebuie să-ți povestesc o fază. Doamne sfinte, am fost odată în Turcia cu maestru. Ba nu! La Cairo, când am fost a doua oară, am fost cu maestru Zamfir într-un concert. Și când ne-am întors, dumnealui fusese nu de mult operat la picior. Și când ne-am întors, cei din Cairo, din aeroport, sunând la Istanbul, că aveam escală la Istanbul, așa a fost zborul, au spus că vor neapărat un cărucior cu rotile ca să-l plimbe pe maestru, să nu meargă foarte mult, fiind aeroportul foarte mare, să nu... Bun. Dar eu n-am înțeles că e vorba de un om care are nevoie. Am înțeles că sunt doar six people traveling, valid people traveling through Europe. Și au venit. Noi, evident, așteptând să plecăm împreună cu toții, au venit, a ieșit toată lumea din avion, a venit o platformă din aia la nivelul avionului, au intrat niște oameni cu niște cărucioare cu rotile, noi stând cu toții jos pe scaune și se ridică maestru Zamfir să așa să pun cărucior și face așa... Și tot aeroportul... Șchiopii mei, hai! Haideți, șchiopii mei, exact. Și v-ați uit în alea? Toți, că mai stătea să ne mai certăm cu oamenii, de unde au făcut, Dumnezeule mare, de unde au făcut rost de șase scaune cu rotile. Doamne, ce accident au avut oamenii ăștia săraci, toți se gândeau, ideea era că noi eram toți, we are friends, și ne mai și întreba, are you friends or family or, no, friends. Băi, băiete, ce accident. We are traveling. Ce accident a suferit, voi băieți, de v-ați toți la picioare. Nu știu dacă am mai spus asta cu un prieten de la blog de acolo, de la mine, din militar, ne rupă nicio limbă străină, pleacă la Istanbul. Așa. Și ajungând la Istanbul, acolo îi sună pe băieții de aici, bă, am găsit chilipir, voiau și pantofi, voiau și costume și nu știu ce. Și erau $100 și era $5. Bă, sigur, originale, mă, ce naibii, că am vorbit cu omul. A intrat la om în magazin, a explicat că are nevoie de 6 perechi de notase, 43, 42, așa, și costume. Ăla s-a uitat un pic, azi că a făcut de 2-3 ori, a luat toate astea, a venit cu ele în România, le-a dat la băieți, originale, frumos, negre, s-au încălțat copii, la prima ploaie erau de carton, la prima ploaie erau magazin îmbrăcat pe cei decedați, înțelegi? Și ăla a zis, Doamne, 6 bucăți ai și pe bărini diferite, Allah, ce accident ai avut, mă, băiatul. El fiind când el n-a știut, știi, și a explicat 43, 4, și ăla a dat 2 de 43, 2 de 43, și erau de îmbrăca morți. Din categoria... Știi, când a plouat... Mai contează că am îmbraci odată la cupe și nu-l mai vede nimeni. Păi da, dar că i-a ieșit pe stradă Barosani, înțelegi? Și mai My Fair Lady. My Fair Lady. Al doilea mare titlu de musical pe care l-am cântat cu mare drag. Ce să spun, este o capodoperă. Sper să se rea anul ăsta. Chiar sper. Dar voi ce ați făcut în pandemia asta? Nasol. Nasol e și rău de tot. Văzut pe niște mexicani de-ai mei, în sensul că niște neamuri de depeș, dar New Wave pe Mexic, pe astea. Unul într-o casă, unul într-o casă, unul într-o casă, concert live. Deci să ce internet au avut ăia. Da, unul era cu tobe, unul vocal viteză și unul bună cu de upload. Da, da. Și aveau și zic, bă, unde am ajuns, frate? Unul cânta în sufragerie, unul rel în studio și unul și a zis, somos moenia și hai să începem, hai, dă-i. Mă, dar zic, ăștia stai așa că nu sunt toți în același loc. Împărțit ecranul în trei? Da, cam cum am făcut cam și eu așa. Cu Florin și cu Adi și am mai făcut-o. Mă, că băieții erau în direct, mă gândeam la orice buffer din ăla, orice da, orice, hop, pierea melodia, de ce ei ori aveau... Foarte greu. Da, dacă, mă rog, să zicem, pentru artiștii care au studiouri, trupe și mai pot face chestii... Da, face de asta, da. Tu poți să cânti pe stadion? Am cântat. Ai cântat? De mai multe ori, da. Și merge? Merge, bineînțeles. Dacă ai sonorizarea bună, merge să deci nu contează unde. Neapărat acustica nu, sălii și astea, ci sonorizarea multe. Să fie. O sonorizare dar bună. Dar se pupă o soprană cu... Un stadion? Da. Cum să nu? Uite, eu am cântat, de exemplu, la Simona când a fost decernarea, mă rog, când i s-a oferit premiul după ce a câștigat Wimbledonul. Da. Am fost invitată să cânt piesa ei preferată pe stadionul național în cadrul ceremoniei de... Și care e piesa ei preferată? One Moment in Time. Mariah? Whitney? Whitney. One Moment in Time, stai, este imnul... One Moment in Time... Aici te duci tu sus un pic. Imnul oficial al Jocurilor Olimpice la Seul 1988,
a fost cântată la ceremonia de deschidere această melodie. Ea era îmbrăcată în training și cu bentiță din aia și pentru că nu a avut videoclip, s-au luat toate momentele importante din Olimpiadă și doamna Daniela Silivaș apare în clipul One Moment in Time. Dacă te duci la minutul 3 și ceva, pe final este Daniela Silivaș în timp ce primește medalia de aur și se târnă de gât și Whitney în spate cântă. Ăsta este clipul oficial. El nu are un clip, melodia. Deci asta e a lui a Simonei. A Simonei, da. Mamă, și aia ce voce la viața ei. Și cât și-a bătut joc de viața ei și... Cam tot, să știi. Dar asta e o chestie foarte des întâlnită și de care... Să ai grijă, mă mică. Da. Îți pui un bodyguard ceva, să iei pe tine în baie, pe bune, să te bată, să-ți dea un pumn în gură când vede cu ei razna. E foarte greu, e o presiune foarte mare. Dar tu o simți? Chestie... Da. Presiunea asta se simte. Se simte, da. Și nu se simte atât de mult înainte. Eu cel puțin nu o resimt atât de mult înainte pentru că sunt foarte concentrată. Dar pe stradă poți să ieși? Nu? Întreb la modul super sincer. A, cum să ca să înțelegem ce se petrece cu... Nu, nu se pune problema Messi. La mine, nu. Nu, pe ce nu, petrece? Nu, nu, nu-i cazul. Dar uite, să știi că în Franța mă recunosc mai mulți oameni pe stradă decât în România, dar nu țin la chestia asta, adică nu e nu de făcut să ne dăm mari, să ne dăm, nu, ca idee. De simți o presiune. Este o presiune. E și înainte și după, e tot timpul. Mai mult după, să știi, decât înainte. Emoții mai după 11 ani cu Cosma ai? Bine, se spune că dacă nu ești om. Ai emoții. Ai emoții pentru că îți dai seama că în fiecare moment în care urci pe scenă ești gol în fața fatalității. A Putin mi-am adus aminte acum că dacă așa. Fiecare ziua nu te-au lăsat cu tocuri sau ce s-au învisat eu sau nu, așa este. Cui? A fost un întreg protocol care mi s-a trimis înainte, pe care a trebuit să-l respect întru totul, din punct de vedere vestimentar și al părului, al machiajului, al... Deci și în ziua... Dar el unde era? Era acolo? În sală, da. Și nu umblăm cu tocuri, cu din astea? N-aveai voie cu un toc mai mare de 5 cm și să fie neapărat ori pătrățos, ori drept, cum să spun așa, lat nu și plat. Cui, adică. Nu cui. Și ce făceai cu el? Dacă era cui, aruncai știu, cu el mei, și... Îți scoteai ceva din el, puteai să ții o mini-bombă, o seringă, ai baștie, știu eu ce se putea întâmpla. Adică oamenii își făceau la fel acele de păr când am intrat în Kremlin, când am trecut prin chestiile alea ca la aeroport exact. Mi-au scos toate acele de păr și fixativul și zic, bine, dar părul trebuie să-l prind ceva, lăsați așa, inclusiv înainte să intru pe scenă și-au trecut cu mâna prin părul meu în baticar zi. Deci înainte să intru în scenă, până să mi se dea ok-ul al optulea om care stătea cu cască, cu... ca în filme, așa, că ești liber drumul și poți să intri, nu să te exatrești pe drum, și înainte mi-au trecut așa mâna prin păr. Să fim noi siguri. Da. Bă, să mă și spălați un pic dacă e, să-mi face și un masa asta. Pe partea. Da, da. Deci în halul ăsta. Voi aveți suflări? Bineînțeles. Da, cum să nu. Pe bune? Da, da. Ai mai uitat? Băi, mi s-a întâmplat. Da. Dar n-aveți din alea șmecheră ca la concert la Depeș cu televizoraj de la Pusinvers? Mai sunt și așa, dar mai sunt și teatre. Și dă un om la mouse, nu? La mouse, ca să miște ăla. În monitoare, dar destul de puțin. În scenă nu prea sunt, doar la concerte. În general sunt atârnate în lateralele scenei, da, ecrane, da. Unde și vezi dirijorul, pentru că se poate întâmpla să fii multe poziții în scenă din care să nu vezi intrările dirijorului. Corect, că dacă el ești un mod aici, exact. Ca în oglinda retrovizoare. Așa, și aveți și suflori care stau acolo, băieții, da, stau exact scorbura așa, aia. Acolo. Vai, și am avut niște momente cu acum, dacă vrei să intrăm în categoria chestiilor haioase, am să-ți povestesc niște lucruri, Doamne. La, cu suflări care îmi greșeau paginile, care nu mă ascultau, care nu... El trebuie să țină cu tine, să dea pagină cu pagină, nu? Exact, să urmărească absolut tot ce faci și nici nu contează dacă vede că știi sau nu știi. El trebuie să spună: merge, cal, pâine, doamnă. Și el tot spune acolo în lumea lui. Și la un moment dat nici nu își dădeau seama că eu m-am încurcat într-adevăr la o replică de care n-am trecut. Și el tot dădea cal, bursuc, barză, nimic viezure. Din care să... Da, să te ajute și pe tine să treci peste. Să facă un declic să pot să trec mai departe. Da. Mi s-au întâmplat foarte multe chestii. Mi s-au întâmplat, de exemplu, am avut colegi, asta a fost o chestie, mamă, printre primele chestii nașpa care mi s-au întâmplat pe scenă, eram într-o panică majoră, după care le căutam, mi le doream atât de mult, ajunseseră să-mi placă. Aveam un moment în care un coleg trebuia să intre și să anunțe că a venit poștașul. Și poștașul n-a mai venit, că colegul meu uitase să intre sau era la toaletă sau chestii da, de genul ăsta. Și n-a mai venit poștașul. Și eu trebuia să
venim poștașul, eu care eram fata în casă, mă rog, ca rol, da, trebuia să-mi fac ieșirea din zona... Și nu mai puteai. Și nu... Mă duc după poștașul, da, care n-a... Și am început să-i... Culmea este că erau niște chiuri de scenă, pentru că se schimba lumina, începea oarie, se învârtea turnant, adică sunt niște momente foarte importante, da, cheie, da, da, de să... care trebuie să te legi, adică nu poți să sari așa la orice vrei tu. E simplu să râdem, da, atunci când ieși. Mamă, și nu se mai întâmpla nimic, colegii mei erau blank. Băi, unde-i poștașul? Ce facem? Pa. Și am început. Și dacă... Și dacă azi e marți și marța, oh, marța vine, marța, dar nu vine Coniță, dar nu vine marța poșta, mă duc să-l caut pe poștaș și dacă n-a venit poștașul, mă întorc, bineînțeles, poștașul, nu? Și m-am întors singură spunând, tot așa, n-a venit, aiurea, da, n-a venit poștașul, dar eu cred că am visat azi noapte, că am auzit-o pe nu știu cine care a spus, deci am improvizat ceva absolut deși absurd. Deși la voi e la fel, ca în, da, da, ca în botezul lumea... scenei, nu pot să spun cum a fost la mine. Dar chiar există așa? Da. Și îl țineți? Măi, noi în muzică, da. Nu știu în teatru ce, da, se întâmplă, dar noi în muzică, adică... L-am și ținut la o perete, cel puțin. Da? Debutam în Liliac. Eram pe scenă cu stimabilul Lucian Ghimiș. Pe care îl știm. Pe care îl știm și îl iubim, da, și îl pupăm și îl salutăm. Da. Care juca rolul lui Froș. Care era un personaj cheie, care apare în actul 3. Era gardianul temniței în care, da, se afla. Se afla. Și care era, bineînțeles, extrem de turmentat. Ei bine, încă dinainte se tot bea în spectacol și la un moment dat, eu, ca să-mi fac curaj, l-am dat în actul 2, să merg la bal, eu, Adela, fata în casă fiind, mă fac, ar trebui să mă fac, da, că beau niște multă alcool, ca să zic așa, și beau, iau o gură și era apă și urmând o arie destul de importantă, eu zicând, așteptând acel moment, cu gura uscată și cu lacrimi în ochi, zicând, Doamne, vine momentul în care beau apă. Și băieții puseseră. Și băieții îmi puseseră. Șliboviță, tată, să fie, să fie. Și tu, și setată. Luat, mamă, și-am luat o gură din aia. Ăștia pe laterale râdeau, te setărau pe jos. Eu mi-am dat, am luat, mi s-a strâns gâtul de la, îți dai seama, știi când nu te aștepți, da, și o imensă. Ma. Am stat, am mai, deci am jucat, regizorul care nu știa, Răzvan era în sală și se uita la mine și mamă, cum are, joacă asta, ești nebun. Da, aici pentru, sală, era... pentru ea e asta făcută. Mamă, deci zici că era cioaca mea, știi, aia, da, da, aia, cea cioaca mea. Da. Da, eu nu mai puteam să respir, adică era... Făceam... Iau-te-vă, natural. Naturalețe, vă, băiete. Pentru că era... Și chestia... Aria începea, se întâmplau lucruri în spatele meu că se schimba decorul și Adela trebuia să ajungă un pic turmentată la bal, ceea puțin ce... așa, ceea ce se prea putea. Doar că eu trebuia să beau, vezi, Doamne, toată sticla aia și nu mai știam ce să mai fac cu ea, pentru că era atât de mult alcool acolo. Și îl vărsam pe mine și îmi dădeam și pe aici. Ce băieți și pe... ei, ce băieți ei. Ăștia râdeau de nu mai puteau. Dar vezi că și... așa le ții, așa le ții minte. Și mi-au zis, Baianț, botezul, ăsta a fost botezul. Ce ți-ai luat în primul salariu? Mai ții minte? Venit, ai semnat, da, ai luat fluturașul sau ți l-a băgat pe card? Da, și... mi-a băgat pe card. Mă. Nu zici sutien ce astea, zici ceva ca să se poată, da. Da, nu, că mi-am luat toate tâmpelile, dar eu aveam, țineam foarte, foarte mult la colegele mele. În anul meu erau, și nu numai în anul meu, un conservator la momentul respectiv, la secția de canto, să spunem. Erau foarte multe fete care veneau din provincie, cu greutăți destul de mari, să stau la cămin. Cu zacuscă, cu vinete, cu... Da, da, nu le era rău, știm, Doamne ferește, dar da, nici nu le era ușor. Și își doreau anumite lucruri și își doreau să ieșim undeva toate și să facem ceva, poate împreună. Eu stăteam acasă la mama și la tata, n-aveam nicio problemă din acest punct de vedere. Mai și eram și singura care câștiga, efectiv, da, bani, da, pentru că eu cântam. Da, începuse să, da. Și din primul salariu mi-aduc aminte că mi-am scos toate prietenele la Casa de David. A, unde... Foarte tare, numai figuri, chiaburi, bogați, era mai pe sărăchie. Tare și asta. Era o masă, am zis, da, fetelor, ne luăm tot ce vrem. Mâncăm, bem, ce vrem noi, eu fac cinste în seara asta, asta e seara noastră, facem... Și bucuria, Doamne, deci bucuria de pe chipul lor și felul în care ne-am simțit, așa o să fim când o să fim noi mari, ziceam noi acolo, da, toate între noi. Când nu le-ai mai văzut care... pe niciunile după ce ai terminat. Evident, da.
N-ați mai vorbit niciodată. Deci, băi, să ne întâlnim la întâlnirea. Nu putem veni. Nu. Ne-am mai văzut, dar... nu cu cele cu care am ieșit la masă atunci. Culmea. Trecem și la... Avem și o rubricuță sugestiv intitulată Stai să auzi. Și am niște întrebări din astea așa... O dăm pe întrebări că da. Și am întrebări pentru tine. Hai atunci pune tu sau le pun eu că am apucat să zic. Hai, pune-le tu și le pun și eu după aia. Cine a scris Caprile Irinucăi? Ion Creangă. Bun, fii atent, nu te grăbi acum. La ce echipă e antrenor Edi Iordănescu? Deci Edi Iordănescu este fiul... Le ai cu astea cu fugăritul mingii? La Națională. Bun, bun. Ce sărbătorim la 7 mai 1986? Pe 7 mai. Ușor. Nu știu că pe 5 mai e Sfânta Irina și o sărbătoresc în fiecare an, două zile după. La două zile după. Da. Steaua a cucerit Cupa Campionilor în 86. Ha! Dar știi și cu cine sau unde? Concentrează-te un pic. Cu vreo echipă mare din asta. Barcelona. Bravo. Bun. Ce notă a luat Nadia la Montreal? 1-0. Bun. Unde joacă Messi? Aici te-am prins. Deci nu Barcelona unde a jucat. La Paris Saint-Germain. A? Cristiano Ronaldo. La Barcelona? E dușmanul cel mai mare a Barcelonașca la Real Madrid. Mă, știi, am citit-o, fii atent, că am citit o chestie. Acum o zi a fost publicată într-o chestie și chiar m-am uitat că Messi vrea să se mute de la Paris Saint-Germain la Barcelona. Gata, tăticule. Deci ești adevărat sau nu? Da, păi a jucat la Barcelona ani de și zile. Acum, acum o zi a apărut știrea că m-am uitat, mi-a apărut. Dar nu te aprinde, stai liniștit. Rămâi așa. Fii atent, ce stadion se vede de la geam de aici? Uite, dacă te uiți acolo, e un stadion luminat. Îl vezi? Gânța. Gheci, știe. Fii atent, acum întrebare de... Ce e un offside? Deci într-un meci de fotbal... A, eu aș putea să spun că, de exemplu, pe mine dacă mai prinde... Pe da, mine da, nu da, mă da, prind da nu mă prins în offside, e bună și asta. Dar știi așa? Deci avem portarul, fii atent, avem portarul... Da. Și un băiat care-l atacă, să dea, să-i dea gol. Da. Da. Între băiatul care atacă și portar este offside dacă nu mai e nimeni. L-am prins. Ai jucat vreodată la pariuri? Măi, nu am jucat neapărat la pariuri, dar îmi place să joc poker. Pe bune? Pe bune, poker, pe bune, pe bani, pe ce vrei. Dar la loto, la astea, nu? Ba, adică și la loto, ba da, ba da, ba da, stai că am mai jucat și la loto. Ba da, am mai jucat. Deci, și am mai, a, și mai îmi cumpăram, când mă duceam spre conservator, îmi cumpăram din astea, Los în plic? Plic. Și am câștigat odată 3 lei. Ce ai dat 2 milioane? Acum bagă tu. Și m-am luat foarte multe. Să știți că nu sunt vorbi, deci ai întrebări? Bien sûr. Grele? Mă, nu sunt grele, dar sunt întrebări la care, pentru că ești primul. Că eu sunt gazda. Da, știu, dar e foarte drăguț să mai facem puțin. Bună bine, seara. Gata, bună seara. Unde mă uit? Mă uit. Bună seara. Bine ați venit, cum ai zis, la toți și la toate, Doamne ajută, la toți de față ajută, și viitor, sănătate, și viitor, asta, sănătate e formula. Asta este formula. Mai zi. Cu care se salutau regii României. Cu care se salutau regii României. Doamne ajută, bună seara, bine v-am găsit. Ați venit la podcastul lui Cătălin Oprișan, unde va fi întrebat de către domnișoara invitată aici de despre față. Lucruri și chestii drăguțe. Fii atent. Hai puțin, doar puțin apă cu întuneric să puțin beau. Apă, să beau și eu puțin ginus camuflat. De servit, n-am servit nimic, din păcate. Da, dar nu e... Servi. Ia, fii atent. Ia. Așa. Urmează întrebările. Stai să iau și pentru că ești prima persoană care m-a și invitat la un podcast, nu doar s-a gândit. Și îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru asta. Să știi că eu înainte nu te vedeam decât dimineața, la Neața, când te vedeam, așa. Și cine-i mă circarul ăla de pune YouTube-uri? Nu, 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 mi se părea foarte tare, dar mi-mi inspirai frică. Mi inspirai frică, adică, da, știi de ce? Nu pentru că, ci mi se părea că ești, frate, este atât de deștept încât în fața unui astfel de om aș panica. Da, și uite că nu s-a întâmplat așa. Și uite că nu e, chiar mi-ești foarte drag și mi se pare că faci niște lucruri senzaționale și faptul că ai făcut un podcast în care oamenii să înțeleagă, adică să afle lucruri mișto. Povești. Și povești, dar povești cu tâl, cum erau profesorii mei care m-au învățat să învăț cândva, știi? Asta e un lucru foarte și mare. Acum am, acum ai și pregătit acum... asta ca să... Bă, incredibil, nu, nu, ce nu, școală. Nu, 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 acum da. Ce vreau să spun este că înainte să vin, evident, am stat eu așa, m-am trezit dimineața și zic, hai mă să caut eu despre Cătălin Oprișan niște lucruri, dar recunosc că am căutat niște lucruri despre tine și pentru că m-a interesat să cunosc omul am înțeles. Pomel cu Nicolae, care voi interacționa. Ia uite ce este aici.
Păi nu terminăm nici... Gata, nu, m-am pregătit. Deci eu chiar mi-am notat lucruri despre tine și vreau să... Mă, păi dar ne apucă 3 dimineața. A, fii atent. Despre operă vreau să spun o singură întrebare. Operele toate au la bază... Da, un libret. Un libret, un roman, ceva real. Da? Da. Ei bine, ai cumva idee, poate cea mai cunoscută operă din lume, ce libret, ce roman are la bază? Traviata? Traviata, ce roman? Deci Traviata, da. Care e Traviata? Cu Libia, mă, Libia, mă, neletica, Verdi a scris Traviata și are la bază, este cu niște flori foarte frumoase. Cu niște flori foarte frumoase. Da, este o doamnă cu... Dama cu camelii? Exact. A Alexandru lui... ăla tânăru. Fiul. A lui la tânăru. Duma fiul. Bun. Exact. Iată că am pus o întrebare din zona mea. Bun, dar m-ai mai ajutat. Ei, și tu m-ai mai ajutat. Bun, așa te-ai dat în ochii mei sincer și am pasit și ai zis, hai că poți. Trage de tine. Exact. Am și eu o curiozitate. Ce ai băut când erai mic? Substanță de contrast? Traumacal. Sau bariu? Bariu, traumacal. Nu pot să cred, da. Pe bune. Da. Nu mă ascund, nu, că să și vede. S-a primit de la ajutoare. Așa. S-a primit de la ajutoare 12 cutii de traumacal. Asta era o substanță de contrast. Nu mă întreba de ce a trimis-o poporul olandez, frate și prieten, către noi. Aveam o rudă la Spitalul Universitar Central și a venit cu aceste lucruri acasă. Eu le-am pus la rece. Am văzut cum beau cei din Dallas, era seriarul Dallas, da, la televizor. Am avut presiune, într-adevăr, vreo 2-3 luni după ce am băut. Și am băut. După al 6-7-a cutie n-am mai intrat și am trecut cu biscuiți. Că nu mai intra nici substanța de contrast. Sunt o minune a medicinei și acum, adică după 30 de ani, asta s-a întâmplat în mai 1990, când tu aveai 2-3 lunițe. Da? Doamne. Am băut, aia se bea când îți făcea radiografie. Știu. Nu mănânci nimic, abei, nu mă întreba. Bariu. Era neam de bariu, dar avea un gust de vanilie. Mi-a părut foarte ok. Vanilie. Am băut, numai că în loc de o cutie fiind 12 și era de 600 cutia. După la 6-a cutie, ți-am spus, nu am mai intrat și am trecut cu biscuiți. Aveam așa mustăcioară, o puneam într-un pahar rece. Nu-ți dai seama că eu am băut bariu 6 kg sau cât înseamnă, am 6 kg de bariu. Bine că alea nu cred că mai ies niciodată. Pot să fac radiografii până la sfârșitul vieții. Te-ai mai făcut de atunci? Nu, nu. De ce? Dar nici atunci n-am făcut radiografie. Numai când mai fulgeră, când mai fulgeră așa, doar când mai fulgeră mai văd tot ce a prin mine. Atât. În rest, eu cred că sunt ok. Știi? Că zavară mai... Doamne, Sfinte Dacă Dumnezeu. Eram săraci, ce vrei? Eram sărmani. Mâncam ce primeam de la ajutoare. Bine că n-au trimis să iei altceva. Doamne, traumacal. Vezi că are și o denumire foarte traumacal. Da? Vine de la să calmăm traumă. Doamne, Sfinte Dumnezeule. Da, să nu râzi ăștia bătrâni. Uite, acum avem de aleguri. Spune-mi, te rog. Ia, fii atent acum. Povestea cu domnul Țuțu cu care tu ai fost. Da, Dumnezeu să-l ierte. Imens. Sunt miliarde de povești. Acum cred că le-am zis pe toate. Nu o poveste anume. Da, cu... El pentru tine. Mamă. Cel mai mare om care a existat vreodată era Dumnezeu pe pământ al celor care aveau nevoie de o relație la un spital. El lucrase 10, 15, 20 de ani pe la Săptămâna sau pe la Flacăra pe vremea lui Ceaușescu și avea toți cei de acum mari fuseseră atunci mici. Oprescu, doamna Monica Pop, domnul Irinel și așa mai departe fuseseră mititei atunci și crescuseră cu el. Și acum tu aveai nevoie de ceva, suna la 4 noaptea și te duceai la domnul Oprescu și asistenta dumnealui te bătea dacă încercai să dai. Păi tu vii din partea lui Țuțu Condurățeanu și ieși afară de aici, nu ți-e rușine și așa mai departe. Îl trezeai la 3 dimineața pentru o problemă minoră, dar pentru care ar fi trebuit să ajungi la spital și nu exista să nu te rezolvi. Faci asta la rândul tău cu oameni dacă au nevoie de ceva? Da, dacă pot, dar nu pot ca Țuțu. Bine, Țuțu, nu la modul deci ăla, spune de acum așa, măi Irinuca, mă, voce de aur, simt că ești răgușită, tu lăsați domnul, nu, zi-mi Țuțu, nu Condură, nu domnul Condură, merge mâine la spital că ai o laringită, să aude. Nu, mulțumesc mult că eu nu te tratez nimic, mâine la, unde stai? Lăsați domnul Condură, unde stai mă, gură de aur? Păi, Pantelimon, cu ce vii de acolo? Cu... metrou, cu tramvaiul. Ne întâlnim în gură acolo, la spital.
sau suna pe cineva. Vezi că vine o fată mină, cântă dumnezeiește. Dar acum nu mai poate, că are o larie. Așa vor, s-o tratezi. Doamne, ce frumos. Și te duceai, te lua la bătaie, dacă încercai de acolo. Da, te lua la bătaie, doctorul, dacă ziceai să ceva. Păi vii din partea lui Țuțu și umblăm cu din astea. Am avut coleg de aici, în partea, că nu mă lasă Răzvan să scot mâna de aici. Mă întorc și îmi fac. coleg de birou. Cu Țuțu Condurățeanu să fie coleg de birou cu tine 3-4 ani. Avea ochelarii heliomați așa și zice: băi, Țuțule, dați ochelarii ăștia-ți dă valut. Ești, du-te bă, dracu, că n-ai avut ochelari de ăștia de heliomați în viața ta. Țuțule, îți dă valut, bă, zici că stai în fața la Patria și schimbi paraii. Cum răspunde la telefon? Au, îmi dă a mea și un profesor așa. Țuțule, pe ăla verde. Păi stai mă, că nu știu cine mă sună, că e Network Buzi. Băi, Țuțule, răspunde că nu e niciun. Ia uite mă, unul miscol, cal. Țuțule, apasă pe ăla întâi să vezi cine e. Că erau alea monofonice, știi? A. Tu ai prins când se făceau pe telefoanele monofonice, îți făceai singur... Cum să nu? Pe Nokia, da? Îți făceai sunet. Sunetul, da. Asta o știu, stai. Release. Da, Clyderman. Clyderman, hai să zicem. Clyderman o bagă. Da. Și alții. Bun. Povestește-mi, te rog. M-am mai prins. Nu, că nu mai am foarte multe întrebări. Dar știi de ce îmi doresc să-mi povestești lucrurile astea? Pentru că te-am urmărit de atâtea ori povestind așa fabulos cum o faci în fața ecranelor. Cu toate și cu... Bă, cum îl cheamă? Ieni. Cu Neimi. Neimi. Neimi Ieni. Draga mea, tu crezi că ai putut juca? Știi cum te închipui eu, Irinuca, înaintea meciului de la Sevilla dintre, nu-i așa, Steaua și FC Barcelona, noi eram niște românași amărâți. Ar fi avut nevoie atunci de cineva ca tine care să cânte puțin în fața echipei noastre Steaua, ca să-i dea așa un imbold, ca să-i spun așa, înțelegi? Este omul care a intrat în vestiar și asta mai povestit-o, de la o vârstă încolo te repeți că nu mai ce să faci. Și a spus așa: dragii mei, toată lumea vă cere să muriți pe terene. Eu vă cer să trăiți acest joc. Poftiți la meci. Oh, cât de frumos. Știi că toți ăia intră, zic: băi, să murim copiii mei, și să face vena așa. Și a zis: ține puțin parpalacul, că umbla numai la parpalac, la umbla numai la așa. Și este, o să fie, adică e ziua dumnealui, în martie, să-i zicem acum la mulți ani. Și a zis: ține și mie puțin parpalacul. Și mi l-a dat așa pe mână. Adică este omul care pentru 3 zile vine cu 4 costume. Dacă, bun. Splendid. A coborât în vestiar și a stat 10 secunde. Și exact reacția pe care a avut-o tu, a avut-o jucătorii, au și cu lacrimi în ochi. Zic: bă, nu cred că așa ar fi trebuit să iasă ăștia. N-ar fi trebuit să iasă să moară viața noastră, îi omorâm pe ăștia. Ci dracule, a făcut Neimi acolo. Și Neimi a zis: vă văd pe toți așa, că voi ați putea intra cu capul în crampoanele vrăjmașe, cred eu. Și că toată lumea vă spune să muriți pe teren. Ei bine, nu muriți. Trăiți acest joc. Numai bine. Și a ieșit. 10 secunde, cât durează acest. Frate, asta trebuie să și fie. Și au rămas să faci tricou cu. Da, și au rămas și a zis: faci... Neimi, cum vrei, nu murim cu ăștia pe teren. A zis: nu, trăiți jocul acesta. Neimi Ieni, un personaj. Din 99 la Gazeta Sporturilor, nu? Da. Eu te ce. Pionier de soi. Comandant de unitate. Pua. Pentru gloria poporului și înflorirea României Socialiste, pentru cauza partidului înainte. Și tu zici tot înainte. Tot înainte. Așa era. Nu te-ai bătut niciodată? Nu. Am spus tot timpul bancuri sau znoave. Ai scăpat. Pe tine te-au pus să sari. Da, stai că tu ai făcut liceu de ăsta elitist. Noi la școală la 156 în ţţeme. ţeme înseamnă țăran, țigan, muncitor. Da, drumul taberii militare. Aveam bani la noi, monezi. Așa. Și băieții în Brazilia sau din Pakistan, unde erau. Așa, din Europa, așa, da. Mai care stătuseră mai mult la soare. Ia sărismă. Nu te atingeau. Și tu când săreai, s-auzeau monezile. Și dă și tu la băiatul să-și ia și el o sămânță. Ca să nu ne... Și ne întoprișeam la ciorap jos, băgai ciorap pe la Adidas. Și când săreai, hap, nu s-auzea nimic. Așa îmi țineam telefonul în club, toată lumea care știe câte buzunărea. Mama, îmi lase telefon. Băi, Chirinoțu, ce vorbești, mama? Pac! Băgam frumos la... Erai ca Iancu Jianu, da. Jiene, dă de prins, nu mă dau Michael Jackson.
Așa, știu despre momentul și vreau să mi-l povestești, dar vreau să mi-l povestești dintr-un alt punct de vedere. Nu cum s-a întâmplat, ci ce ai simțit tu, atâta vreau să mai știu, pentru că sunt lucruri splendide pe care... Bagă, ce? Când prima ta întâlnire cu Neaemi, când te-a ridicat atunci în picioare, vii de la gazeta, când a crezut că tu ai făcut caricatura, dar era de la ziarul celălalt. Da, gândește că în spate așa. Erau 30... Cu toți 30-35 din Anglia, da, care fumau niște trabuce groase. Și tu aveai 24? 76-9-2000, 24 de ani. Așa. M-am ridicat ghiocel, mi se vedea chelie așa, numai așa am stat, că nu ridicai ochii la Neaemi. Și Neaemi te dojenea, nu te certa. E o diferență. Nu țipa. Te dojenea, înțelegi? Și tu stătea... Gândește că acum pe tine domnul Cosma te-a prins. Uh-huh. Și crezând că tu ai băut o seară înainte, că i s-a spus lui că una blondă frumoasă cu ochii verzi a băut. Și vine acum și spune: Irina, am avut mare încredere în tine. Tu, nu, nu spune nimic, că tu nu... Ai băut. Așa eram eu. Ai făcut bătaie de batjocură, că nici pe vremea comuniștilor nu... nimic nu... Ofițerul de presă trebuia să traducă. Capul mare, corpul mic? Da, și picioare bălângănindu-se. Spălanțele, da. Era așa, cine ne-a marcat, cine trebuia să-l țină pe jucătorul care ne-a marcat golul minutul 94? Jucătorul se chema Cosmin Marius Contra. Ai auzit de Contra? Da, Cosmin Contra. Și Neaemi a potrivit-o și a zis Cosmin Marius Cosma. Cosma. Ei, făcuseră caricatură de logoped, omul la logopedie, așa, cu din aia pe limbă, și hai să repetăm. Cosmin Marius Contra. Și Neaemi cea, Cosmin Costel Cosma. Neaemi nu, fii atent. Cosmin Marius Contra. Și Neaemi, Costel Costel Cosma. Asta era caricatura în Prospor, care era ziarul concurent. Când m-am dus la acasă, am pus mâna pe telefon și a zis: bă, v-ați apucat să faceți caricaturi, sunteți idioți? Păi eu stau cu Neaemi aici de o lună de zile. Și a zis: bă, da. Și a venit la conferința de presă de după meci. Ăia englezii toți: băi, nene, tradune și nouă, că-l ceartă pe ăsta de 10 minute. Zine și nouă de ce-l ceartă, că stă la ghiocel. Bă, ia pe mine ca Niagara pluvional. Uite așa eram. Și Neaemi mă certa, mamă, că zic, când s-o oprisă, nu apucam să intervin, că nu respira, știi? Am bătut cu 3-2, m-a lăsat așa, așa a rămas, că băiat, s-au caricatură. Eu mi-a zis: bă, oprice, nici nebun, n-am avut caricatură niciodată în gazetă. Și după? După a venit și, scurt, aș vrea să-mi cer scuze tânărului jurnalist, că așa vorbea cu tânărul de la gazetă, iar a trecut apele. Bă, zic, chiar mă ia, iar aia de spate, unchiule, tradune, bă, și nu, bă, ce are, mă, cu ăsta de lini? Băi, tu dai seama ce om, da, a zis, să vină să-și ceară scuze. Da. Alții ar fi zis: bă, da, fac cu boltă. Aș vrea să-mi cer scuze, și nu mă mai interesează. A fost greșit informa de la București și nu este ziarul la care mă refeream. Dar nu traducea, ăia din spate. Iar l-a luat, mă, pe ăsta, au zis să-i glezoi. Bă, uite-l prinde pe ăsta, îl face ca povinete. Unchiule, zine-mă și nouă ce ai cu băiatul, că bătusem pe Beckham, pe toți băieții, Michael Owen, toți cu tare, 3-2. Deci, de unde ai învățat spaniolă? De Neaemi, de la Cervantes, de la liceu. Ah, ai făcut Cervantes. Tu gândește-te... Eu am făcut cursuri la Cervantes de spaniolă. Da, ai făcut la institut. La institut. La institut, ăla la Atlas acolo sau da, la... Da, spre fosta regina Elisabeta, cu urmea. Da. Ideea este că tu gândește-te la CCM să vii în 90, imediat după Revoluție, unde toți dădeau la Rosetti, la Bălcescu, la Caragiale, să vii. Eu sunt de la Miguel de Cervantes și Saavedra. Ce ai făcut? Toți băieții aia cu care... Toți băieții aia cu care eram în spatele blocului, știi? Dădeai la Sadoveanu, la Lazar, unde dădeai? La ăstea, la Spiru. Și a venit băiatul și a zis: Miguel de Cervantes și Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Poftim? Ce frumos. Poftim? Ce frumos, ce ales, ce frumos. A murit în aceea zi cu Shakespeare. Da, da. Numai cu unul cu o zi înainte, în aprilie, și unul după. Că era PR și pe vremea și a zis: bă, hai să mormântăm doi titani literaturii în aceeași zi. Timp, ca da, să nu se certe. El un băiat senzațional, Ciungul de la Lepanto, 1571, ultima mare bătălie cu nave cu velă. Atunci? Cu nave cu pânze, 1571, și el este Ciungul de la Lepanto pentru că acolo a luptat și a pierdut o jumătate de mână. Da. Un băiat senzațional, nu se știe nici astăzi unde este mormântat, din păcate, Nea Cervantes. Acum vreo 3 ani de zile au găsit un sicriu pe care scria M.C., Miguel de Cervantes. S-a crezut că el e, pentru că el a fost înmormântat la o mănăstire de măicuțe, dar ADN-ul, nu știu cum l-au mai găsit, au găsit niște rude, niște neamuri de ale lui și s-a stabilit că nu este. Am stat în tensiune că am zis: bă, după 600 de ani l-am găsit și pe băiat după 500 de ani. Tot nu. Da, nu. Dar și noi avem foarte mult. Doamne, am înnebunit. Tu ești invitată. Stai puțin, că mai am câteva. Papanaș cu gem de afine sunt preferații tăi sau... Da. Sau, acum, în ultima perioadă, m-a învățat și pe mine un... Cremșnit. Clătite. Nu. Un antrenor, atenție, cheesecake. Mare. Nu! No, un antrenor imens. Gugoș. De handbal. Xavi Pascual. Barcelona a venit. 9 ani de zile, 10 ani la Barcelona și vin acolo la Dinamo și a zis: Catalino, nu mai puneți gem pe papanaș.
Și eu m-am uitat mirat, mister, dar ce trebuie să mune? Cantitate uriașă de Nutella, să curgă ciocolata pe el. Da. El așa ne învăța, a zis, nu mai puneți gem. Am îmbătrânit 2 ani. Ce mai auzit la pipinul? Da, pipinul. Pepinul de nou, dar nu mai are nimica nou. Nu mai are adică nou. Adică doar cu aia a fost, da? Trebuie să încercăm să facem ceva. Pepinul de nou. Dar ți-ai făcut lecțiile. Da, și mai vreau să te mai întreb ceva. Așa e că nici tu nu știi să înoți sau nu. Auzit eu. Cum adică nici tu? Este! Hey, copii! Am fost la splash spre deosebire de tine, am sărit de la 5 metri. Nu, am avut curaj să mă duc. Da? Mă nec în cadă despre ce vorbim. Nici tu nu știi? Nu. Am mai explicat și de ce lucrul acesta, pentru că de la țețe mea de la două ligheane. De la atâta bariu. Nu. Ți-e frică că se petrimi ca apa în jurul de la, la două ligheane vedeau, uite, despart apele ca Moise eu când intru. Uite așa se face. Veneau toți așa cu conjunctivitate de la țețe mea de la două ligheane. Mm-hmm. Era acolo măta se broaște pe așa și nu mă lăsau părinții niciodată. Și mai puteai să înveți pe lacul Muri unde veneau niște carcase de porci. Veneau așa niște carcase de porci de partea aia, pluteau și le mai dădeai cu piciorul. Unde era să învăț? Gârlă n-am avut pentru că bunicii din Tecuci stăteau tot la bloc. Deci eu plecam, schimbam blocul cu bloc. Și m-am trezit la 25 de ani și mi-a zis, vrei să mergi la splezi? Nu știu să not, ești perfect. Băi, nu știu să not, și eu mă nec. Și adică mi-am luat, am sărit de la 5 metri, de la mulțime. Trebuie să caut momentul, dar spune-mi nu, ce... Da. Cum? Când am asta, nu ce, mai poți să ieși în viața ta de acolo, dai seama, și la 100 de kg tare băiețașul. Deci cum ieșai? M-am dus și am luat niște bureții din ea și am lipit de corp. Eu am sărit cu o centură. Aia și-au făcut cruce. Auzi că în istoria mondială a săritului în apă nu au auzit așa ceva. Știi ăia de te învață, plutele alea de te învață să stai cu picioarele așa. Problema care e că tu neavând flotabilitate, adică nu poți să ridici piciorușele, că dacă ridici picioare așa, dai din ele și ajungi. Dar eu eram așa. Ce piciorușe să ridic? Uite-te un pic. Hop, și să umflu singur ca broasca, înțelegi? Și m-am dus la magazin și mi-am cumpărat bureții din aia. Și așa am sărit cu bureți de aia pe burtă, ce ai că e bandulieră de la... Ești foarte tare. De două ori. Foarte tare. Și mi-a zis Baraban ce a zis, bă, tu cum ai sărit așa, ai dărâmat tot, nu treci clasa de patru. Dar pentru ideea, idee pentru da, sine. Te băgăm în semifinale. Genial. Și mi-a zis, atent, dacă te duci la 7,5 metri sus acolo și sari, indiferent cum intri în apă, ajungi în finală, că bă, ți-o dăm pentru, nu există unul să nu știe să noate. Și am calculat 7,5 până jos, numai că de la nivelul apei până la fund mai erau 6 metri. Și practic ochiul tău vede 13 metri și ceva de hău. Și nu poate. Nu. M-am dus la 5 metri și am zis, mulțumesc frumos. Lăsat. Și de la 5 metri era 11. Gândește că vezi 11 de hău, că tu vedeai acolo jos unde scrie la mine. Și mi-a zis scafandru, tu știi ce presiune e acolo jos, Catalino? Că bate un vânt. No, un vânt trufăfecate de-a dreptul. Și era băiatul cu camera care te filma. Știi? Și mi-a zis, da, te salvează asta, mă, dacă Doamne ferește ceva. Zic, bă, mă bazez pe tine. Tu te văd aici, arunc eu cameră ca să te salvezi, te descurci. Zic, mersi. Deci tu, da, frumos. Fii atent, și ultima chestie pe care mai vreau să mai facem, cel puțin din partea mea, dacă da, vrei să mai vorbim sau orice altceva, a fost splendidă compania ta. Promite-mi un lucru. Fii atent acum. Da, începe cu promit. I promise myself. Că la următorul concert. M-a chemat Cătălin, mă. Nu mai. M-a deci chemat nu Cătălin. Nu există. Nu există. Să ratez următorul concert. Zoe e ceva special, o să-ți placă la nebunie. Da, dar se știe. Nu este oficial, dar se știe, îți spun după. Vine și Cătălin? Poftă. Sau bine, e fără? Vine, da? Cum să nu vină? Am normal înțeles, că gata. Vine. Este acolo, este cu Orchestra Simfonică București. A fost un succes ultimul concert și ne dorim foarte mult să mai reedităm. În mamă mică, dar eu înțeleg ceva de acolo? Mai... Adică ce ați cântat acum? Ce ați cântat acum ultima dată, în martie, acum pe 7, pe 8? Facebook, Instagram, Irina Baianț. Și puteți să vedeți tot. Nu, ca cum? Să... Orice, deci... Ca este să fi auzit și eu. Hai să-ți povestesc puțin despre ce ne dorim să facem mai departe. Ne dorim să facem o seară de variete. Variete înseamnă tangouri, muzică de salon... La Cumparsita. La Cumparsita s-a cântat, de exemplu, acum în ultimul concert. Poftim? A Piazzolla, Liber Tango. Habar n-ai tu, habar n-ai tu, câte dati, taratata... Mamă, deci... Caruso, Adagio, Je t'aime, Je suis malade, Asta Nima le nu știu. Fi de piatră, Până când nu te iubeam într-o variantă absolut fabuloasă, jazzy. Deci nu e opera aia așa nu și este, opereta. Nu este, nu este, asta ne și dorim. De fapt, noi asta ne dorim. Ne dorim să Orchestra Simfonică București împreună cu Irina Baianț își dorește și-au propus să arate oamenilor
că genul ăsta de muzică nu înseamnă rigiditate, nu înseamnă elitism, nu înseamnă că trebuie să nu mănânci exact mixarea, cum ar zice Tuțu Cundurățeanu, și... cânta și pentru pietonii de pe zebră, mă. Bineînțeles. O orchestră se pretează pentru orice gen de muzică. Dacă ne uităm pe toți artiștii mari, de la Depeș, la cine vrei tu în ziua de astăzi. Fără Depeș, da, te rog să nu te iei. Până aici! Ia uite-te la ea. They can only do harm. Da, și la People... People are people, so why should it be? Exact. Mi se pare, au o replică genială când spun că nici măcar ceva traducerea. Help me understand sau ce? Exact. Help me understand. Faptul că încerci să înțelegi de ce trebuie să fii rău cu mine dacă nici măcar nu mă cunoști. Ia uite-te, Edu, dar tu chiar asculti ăștia de pe aici? Dar tu cu cine crezi că stai de vorbă? Iartă-mă. Ia. Așa. Mamă, și acum puteai să mă ajuți. Ai un pian la tine, că asta știu, că toți aveți în drăcie, ai un pian. Așa. Și Just Can't Get Enough, prima lor melodie de pe 1981 de pe albumul Speak and Spill, care e tam 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 tam, mă chinui de 30 de ani să o învăț. Dar fii atent că eu unde ăsta pe... Am luat o razna de tot. Dar tu știi să o... Nu-mi zic că poți să o cânti. Dar nu știu de... O știi, bă, o știi. Nu știu, poți să o cânti, uite, eu am cântat-o acum. O știi, mă, zice, du-te, mă, haide, mă, bă, închideți, mă. Haide, mă, acasă, gata, s-a închis. Fii atent că putem să o cântăm și din asta. Păi, poți să cânti din absolut orice. M-am chinuit 3 ani să o învăț. Bucata asta și nu mai ești. Atât, astea 3 note? Păi nu 3 note, dar îți dau eu un din ăsta. Astea 2 note că nu mi-au ieșit. În 3 note. Păi sunt 3 note, dar fii atent. Ne trebuie un tutorial din ăla și pică niște biluțe așa, da, de sus. Da, știu, dar nu, alea nu sunt, alea pică biluțele, dar tu nu înțelegi notele pe care cânți, că tu trebuie să ai, da, așa. Acum am trecut la... Uite, tu, păi un G, așa. Așa e, cu G-ul ăla. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Lasă de le... Da? Do, sol, la, ma, fa, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, sol, do, do, mi, sol, do. Do, alea. Și tu pe asta do, trebuie sol. Să cânți. Dar mai fă-mi o dată așa. Tân, 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 tân. Dar cred că e mai... Mai sus vrei? Da. Mă scuzați. Mă ne-am de... mă... Iartă-mă, Doamne! Doamne! Dacă ai putea, Irina, un pic mai sus, că nu ești prea jos. Am luat un ras de la bătrânețe. Stai. Aici e să nebunesc. Aici e să nebunesc. Vezi? Mamă, mai chinu, mi-a luat o piculină de aia așa de-a lui fiul, nu mai ești. Stai cum era. Tam, enjoy tam, the tam. Silence. Stai cum era Enjoy the Silence. Nu o zică, dacă ai... Cum era Enjoy the Silence? Words like violence. Băi, băi, ce face fata asta de mine? Stai că mă sună un prieten. Băi, zic că avem treabă, la cântăm acum. Da, s-a închis. Da, săracu. Cum era, mă? Băi, băiatule. Ia, și acum mai cântă să le recunosc eu. Mai știi altele de-astea? Da. Doamne, zici că stai la Rubingu. Dă-mă, mă, copici un mine. Șara e mar și șara. Du-te-ar bate. Neică bate. Dragostele mele toate, dragostele mele toate, șarai măn și șarai măn. La băie, iertați-ne, n-am vrut să se ajungă aici. Deci, doamne, la bătrânețe. Splendid, ce la bătrânețe? Splendid. Care bătrânețe? Unde fără, e bătrânețe? Arată-mi fără... tu bătrâneța, da. Dacă mi-o... Deci am învățat să cântăm și la... 5 kg de bariu în tine. Unde e bătrânețe? Sunt vecinic tânăr și ferice. Asta zic, ești tare ca fiatra, ești e... ca să ceară. La mine nici nu poate să mă îmbălsămeți. Nu poate să mă îmbălsămeți. Ochiile la bata nu-i nevoie de formol. N-are ce să zic. Deci cu drăcioara asta așa mică, da. Tu zici că te încălzești cu asta? Normal, asta facem. Deci trebuie să avem tot timpul o claviatură, un pian, știi, și să încercăm. Da, să... e simplu cum, toată. Da, mă, uite, cântă și tu la el. Păi ia, mai zi aia cum ai făcut. Nu, te-ai dus mai încolo. Nu, trebuie să începi din do, fii atent, adică din ce? Dă-mă, du-mă mai încolo, că e prea. Ia, mai sus. Mai gâghilă-mă un pic, la auz.
stai așa. Da. A, asta, asta e. Da. Stai așa. Bun, dar și cum ai făcut? Fii atent. 1, 2, 3, 4, 5. Cu cârnăciorii ăștia, da. Da, da. Gata, am înțeles. Do, 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 re, mi, do. Nu, do, te întorci la do. Deci tu. Do, do, da, do, ei... do, do, re, mi, do, 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 do. Sol, dar ei cântă, do, 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 ei toți ăștia cântă după note? Bineînțeles, eu așa cred, adică... YouTube, de exemplu, Bono cu ăștia, eu am întrebat tot timpul. Clar, bineînțeles. Și ăla e cu un creion după ureche, cazul gravu, și mai șterge și mai adaugă? Da, 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 cântă la pian, își scriu, își... Păi de unde, mă mică, că ei s-au găsit UB40, s-au găsit, știi de ce le zice UB40? Că s-au găsit la, în față la oficiul stării de, ăsta, de muncă, forțelor de muncă, și formularul pe care îl completau era UB40. Și s-au zis UB40, erau toți șomeri. Și a zis, bă, voi ce căutați? Muzică, tu ce, cum o muzică, tu? Păi eu am mai cântat, tu am cântat. Bă, toți sunteți șomeri cu muzică, da. Păi de ce facem o formație? Corect. Și a zis, păi da, dar ce nume-i dăm? Păi uite, zice, unemployed, ce era acolo, foaia cum se cheamă, unemployed, da, mă, cu UB, era formularul UB40, British, nu știu ce. Și a zis, rămâne asta, mă. Și spaniolii zic UB40. Eu. Că te chinui 3 zile, ele snap. Ele snap e snap. Snap. Ele snap. Ce tare. Eric Clapton. Clapton. Da, nu, Eva York. Și UB40. Și UB40 ăștia cine sunt, mă? E UB40. Dar chiar UB40 ți-a plăcut? Da. Și ce mai poți? Mai cântă ceva la asta, că e prea mișto. Te aștept, te aștept ca să fii. Căsuța, Gicuță Petrescu, uriaș, cel mai mare român din toate timpurile. Mai știi de la Gicuță? Nu vreau boce, te dă jale. Stai, mă, tu ești urechistă, ești manelist, manelist, perfect. Ești Paul Stângă. Cum, deci tu, dai, mă, puțin, deci tu, tu știai asta de dinainte? Deci tu știai asta dinainte? M-am făcut manelist. Am început cu cea mai mare sovrană din Europa și când pleacă e manelist. S-a dus la invitată prezentarea. Da, de... Deci, nu vreau boce, te dă jale, vreau un cea din urmă cale, un copzar lăutar, vreau să-mi țină locul gândul de drică, nu vreau nicio mutră tristă, stând cu nasul în bani, era cu nasul. Doi muri, ăia vii, vreau să chefuiască pentru mine o zi. Și acum mai vezi, să-i tragem o beție, beau, 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 de pomină să-i fie, beau, 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 și după o săptămână, ei, să mor cu sticla în mână. Pe tine te înțeleg, mă, ești tânăr, ai tot viitorul în față. Dar ăștia... Din contră, de la tine am pornit, deci mai mișto. Bunicii ăștia bătrâni. Am avut să cântăm Gicuță Petrescu, că e restant ieri și acum la întreținere, Dumnezeu să-l ierte. Că de când s-a stins, nu i-a mai plătit nimeni alea și apare acolo Petrescu Gheorghe, din 2008 sau de când a plecat dumnealui la cele veșnice. Petrescu Gheorghe. Dar nu s-a mutat nimeni acolo. Nu știu, nu, era până acum vreo 2-3 ani. Mamă, Ioana Radu și asta, dar chiar romanțe? Nu mai gata. Da, romanțe, vai. Știi ce romanțe frumoase a scris și, bine, acum, venind în vremurile noastre, Eugen Doga. O luăm razna, acum ajunge să cântăm și Ioana Radu, gata. Julio Iglesias mai trebuie să cântăm. Și deci dacă tu știi, deci, agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va, agua que cae del cielo sobre la solar del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones salada, yo te quiero. Oamenii ăștia care ar fi în clădiri orice, bă, vineri, da, sunt unii nebuni. Splendid. Și mai, și, dar uite, vezi ăștia pe România n-am cântat. Direcția 5, nu? Eu am fost fier după ei cât au fost cu Depeș. Da, mi-a plăcut și după mie. După aia am început cu cântece de astea de Corazon. Din ce fadele? Nu, ai apărut ca un îngerul, fulgerul, îngerul, da, fulgerul, da, îngerul, da, superstar. A Cargo mi-a plăcut mie. Poate dacă în ploaia s-a rumplit. Deci cred că aia este singura piesă pe care și acum dacă o ascult plâng. Nu știu de ce. Plouă încet, încet, plouă și-mi este în unde. Mamă, și cum începe?
Dar cred că am trecut prin tot ăsta, prin tot culoarul muzical, nu n-am iertat nimic. Nu știu dacă am iertat ceva. Dar chiar tu ai putea cânta și din astea? Ai putea și din astea, trei sud-est și din astea și Delia și... Adică poți să mergi la nuntă. Da, pot, n-am dat nicio problemă. Nu ne mai oprim? Găsesc un Uber ceva să mă duc. Găsesc un saj. Nu, da, sunt, da. Noi avem niște voci extraordinar de mari și de... Chiar și acum. Dar uite, din Românica nu mi-ai zis cu cine. Sau mi-ai zis și am uitat. Nu mi-ai zis. Să faci un duo, un trio, un... Mi-ar plăcea să cânt o piesă din asta mai clasică cu Delia, de exemplu. Clasică însemnând? Adică nu neapărat. Hai de vino înapoi. Asta? Nu, mi-ar plăcea, uite, de exemplu, Caruso. Caruso se poate cânta foarte frumos pe două voci. Mi-ar plăcea la nebunie să încerc o chestie de genul ăsta cu... Caruso e la cu... Cui dove mare lucica, dove tira forte el vento, su una vechea terrazza, davanti al golfo ti sorriendo. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Dar spaniolii n-au din astea? Ba, mai au și spanioli. Ah, deci e o piesă. Știi Nanita Nana? Ala nanita nana nanita nana nanita heia. Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Seamănă cu Nada de Caballo Grande. Ala nanita nana nanita nana nanita heia. Mi niño tiene sueño, bendito sea. Fântesito che core scala nozcona ma șugrana. Sigur n-am luat o razna, adică suntem ok. Hai că acum o să fie niște reclame. Nu, este splendidă, este ceva. Nu mai e că ne-am... Da. Ți-am zis că am luat o razna. O să-ți trimit Nanita Nana chiar cântată cu mine. Bine, el e un cântec de leagăn. Da. Dar care a fost cântat foarte mult, a luat amvergură în perioada Crăciunului cumva, că e Minini. Dar părucăraie? Adică Guns, Metallica. A, Metallica oricând, da. Da, și Guns N' Roses, ba da, și Guns N' Roses, ba da, ba da, ba da. Adică ăștia au fost copilării. Dar chiar copilăria ta cine a fost? Pe Andrei? Muzică. Andrei? Da, n-ai căzut pe subiect. Iertați-ne. Așa? Te-am întrebat trei serios. Trei studenți? Da, te-am întrebat serios. Trei studenți? Concentrează-te un pic, că să uite oamenii ăștia la lui. Elei? Ok, tăi. Mi-amintesc cât de multe. Deci, imeci, că nu-i mare listă. Hau, ia uite, hau, hau, ta-la-la-ri-ra. Uite, de copilărie. Asta erau, de asta am și apucat de muzică clasică. Nu se putea. Trebuie să salvezi ce se mai poate salva, că unde ajungem. Gata, punem punct. Să rămână încă o dată, mii de mulțumit. Deci eu trebuie să vin la concert. La concert, la următorul concert, care va fi în foarte scurt timp anunțat, public. Deci nu se știe, da? Nu se știe încă, pentru că suntem săptămâna viitoare. Adică trebuie să vină Cătălin de la Craiova să semnăm. Cum sună Almanelis Cătălin de la Craiova? Care cântă la flaut. Cătălin de la Craiova. Să vină Cătălin să... Iriluca, Iriluca din Pantelim Mor și... Victoriei de Română. Iriluca din Victoriei și cu Cătălin de la Craiova vă invită la un concert senzațional de cântat. De variete. De variete, da. O să o varie. Varie. Gata, ajungeți de apucă și de mâncare asta. Nu ca să rămână o dată, bine de mulțumim. Noi mulțumim și cum zicem noi, nu putem să terminăm fără cea mai rosită dintre toate zilele noastre, este cea în care n-am râs. Încă o dată, bine de mulțumim, toate cele bune, numai bine, la revedere!